Îmi permiteți să vorbesc de jos. Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară în 8 august 2017. Aș vrea să, înainte să dau citire la ordinea de zi, aș vrea să votăm procesul verbal de la ședința ordinară din luna iulie. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Da. Voi da citire atunci la ordinea de zi de astăzi. Mai trebuie 3 secunde. Spuneți-vă. Vreau să vă felicit pentru rezultatele obținute. Da? Avem o campană balcanică la Giurgiu. Vă mulțumim că ne-ați adus cu bucurie în orașul Giurgiu. Asta e. Mulțumesc. Deci, proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier Pavalache Ioan, președinte de ședință pentru luna septembrie 2017. Inițiator primarul orașului Târgoviu. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi ca urmare a susținerii examenului de promovare în gradul profesional media superior, cel deținut de către funcționarii publici și modificarea statutului de funcționare a aparatului de specialitate al primarului orașului Târgoviu, județul Bacău. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și din cadrul serviciilor și compartimentelor și bordante Consiliul Local de Govna, în conformitate cu prevederile legii cadrul numărul 183/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Inițiator, primarul orașului Târgoviu. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind luarea în administrare unor echipamente de colectare a deșeurilor de către orașul Târgoviu, județul Bacău, în scopul realizării proiectului de interes comun, sistem integrat de management și al deșeurilor solide, în județul Bacău, inițiator, primarul orașului Târgoviu. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, inițiator, primarul orașului Târgoviu. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local de Bogna numărul 67/2017, înființarea societății comerciale Util Conseca, întreprindere publică având formă juridică de societate comercială, cu răspundere limitată și aprobarea actului constitutiv, inițiator primarul orașului Târgoviu. Și mai avem informări. Informare, punctul numărul 7. Informare cu privire la raportul de control numărul 14.016 din 24.07.2017, privind principalele aspecte ce s-au desprins în urma controlului de fond efectuat la OAT Târgoviu de către reprezentanții instituției prefectului județului Bacău. Punctul numărul 8. Altă informare, raportul primarului privind Târgoviu cu privire la lista efectuată în localități din Ucraina și Republica Moldova și punctul numărul 9. Raportul viceprimarului orașului Târgoviu cu privire la vizita efectuată în orașul Ceadă Lunga din Republica Moldova. Supun spre aprobare ordinea de zi care este astăzi. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Da. Atunci vom da citire la punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier Pavalache Ioan, președinte de ședință pentru luna septembrie 2017. Comisia a venit la vizită. A mai fost alte comisii? Discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Deci acest proiect a fost aprobat. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi ca urmare a susținerii examenului de promovare în gradul profesional imediat, superior celui deținut de către funcționarii publici și modificarea statutului de funcție al aparatului de specialitate al primarului orașului Târgoviu, județul Bacău. Comisia judecă la vizită aprobată. Deci tot numai comisia judecă, da? Ceva discuții? Vă rog frumos. Una întrebare. Avem în vedere că, într-adevăr, s-au ținut niște concursuri pentru care și felicit persoane care au luat acest concurs. Ce rol are Consiliul Local pentru care n-a participat la acest concurs? Nu știe ce calități are acele persoane care au dat examen. Și ar mai fi o problemă. Cred că acest lucru este de natura executivului să-și promoveze oameni de calitate
în aparatul executiv. Deci, noi supunem la o aprobare ceva, unii nu suntem în cunoștință de cauză. Eu cel puțin nu cunosc fenomenul ăsta. Dacă într-adevăr a luat calificativul bine persoana, din ce și pe ce considerăm. Și doi, nici nu am pretenția că mă pricep ca să-l pot examina pe acea persoană. Mulțumesc. Da, mai sunt ceva discuții, domnul? Da, atunci răspundeți noastră, domnul consilier, în cariera fiecărui funcționar public există niște trepte pe care urcă conform pregătirii profesionale și conform vechimii care o acumulează în muncă. După evaluările profesionale anuale, la 3 ani de zile, are dreptul să urce într-o dreaptă superioară. Consiliul Local aprobă în fiecare an organigrama și statul de funcții pentru anul în curs. În posturile aprobate erau sau pe posturile aprobate erau categoriile existente ale funcționarilor de la vremea respectivă. Acum, acei 5 funcționari, cei colegi care au susținut examenul de promovare ca urmare a îndeplinirii tuturor condițiilor, postul lor trebuie să fie transformat. Și numai Consiliul Local aprobă transformarea posturilor. De aceea, legislația prevede că asta e sistem. Asta e sistem. De ce n-ați venit cu organigrama în discuție? Pentru că așa, organigrama și statul de funcții se aprobă după o procedură, iar transformarea posturilor ca urmare a dobândirii unor cunoștințe și ca ținerea unui examen și luării unui examen, există o altă procedură. Procedura a fost avizată de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici și așa prevede legislația. Da. Mai dorește cineva să intervină? Dacă nu, supunem la vot, numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci, o abținere. Domnul Iubire. Da, înseamnă că acest proiect a fost adoptat. Trecem la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul de actual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și din cadrul serviciilor și compartimentelor subordonate Consiliul Local de Bogna, în conformitate cu prevederile legii cadrul numărul 153/2016, privind salarizarea personalului. Comisia juridică a zis nefavorabil. Nefavorabil? Da. Vă rog. În 31-3-2017 am votat bugetul primăriei orașului Dolor. La acea vreme aveam un venit total de 24.326.000 de lei, cheltuieli totale 24.346.000 de lei. Cheltuiala de natură salarială era de 11.821.600. Întrebare. Prin creșterea aceasta de salarii, unde se situează creșterea cu cheltuiala sau la cine vă se situează creșterea la nivel creșterea cu cheltuiala salariilor, ca nu mă spuneați. Pentru că în legea 153 se spune, în alineatul 3, articolul 4, că se aprobă cu încadrarea în sumele destinate din BRC, adică în cheltuiala de natură salarială. Mulțumesc. Da, mai sunt ceva intervenții? Domnul Măștor? Da. Eu, de exemplu, nu știu, deși am studiat în materialele. La ora actuală, cât șef de birou sunt, cât șef de servicii sunt, pentru că de fiecare dată probleme sunt altă, da? Cât consilier superior, consilier principal, consilier deci de falcat. Nu avem, nu am numărul lor. Da, a doua oară, dacă ne încadrăm, fără să facem la nesfârșit rectificări bugetare, ce a zis și domnul consilier Iaru, în plafonul de salarii care l-am stabilit la începutul anului. Și o altă întrebare, dacă pe postul care sunt angajați au studiile necesare ocupării funcției respective.
Mai doriți să... O să mai întâlnim la momentul acolo. Da. Vrea cineva să răspundă sau mai țin ceva? Deci în ceea ce privește politica de personal, instituțiile publice, sunt niște reguli foarte stricte, în sensul că Agenția Națională a Funcționarilor reglementează aceste normative. O funcție de conducere, care poate fi șef de birou, șef de serviciu sau director, se raportează la, trebuie să fie în număr de 12% din numărul total de funcții de execuție. Poate, până la 12. Nu, 12%, nu. Statul de funcții pe care dumneavoastră l-aprobați în fiecare an este avizat de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici și aceasta verifică încadrarea pe fiecare funcție. De asemenea, tot agenția reglementează niște rapoarte între funcțiile de execuție. Câte sunt pe partea de deputat, câte sunt pe partea de consilier asistent, câte sunt pe partea de consilier principal și câte sunt de superior. Toate aceste normative sunt prevăzute în legea de funcționare a funcționarilor publici și mai există o hotărâre care reglementează în acest sens și sunt încadrate. La nivel de Târgu Ocna, nu depășim sub nicio formă aceste procente, funcțiile de execuție de funcționari publici sunt în număr de 60, iar funcțiile de conducere 12% în 6 sau 7. 7, inclusiv cu secretar. Da. Asta deci, repet întrebarea. Câți șefii de servicii sunt? 7. Șef de birou și noi considerăm funcțiile de conducere și șef de birou și șef de serviciu. Deci sunt 6 persoane. Da. Cât șef de birou sunt? De conducere. Nu pot, nu-s o dată să fie. Șef de serviciu. Șef de serviciu sunt doi funcționari publici, două persoane cu contract, sunt 4. Șef de birou sunt 1, 2, 3. Și secretarul Unității Administrative Teritoriale. Am luat. Consilier superior? Sunt în organigramă. Eu acum nu pot să vi-i spun acum exact cât sunt. Păi am crezut că știți colegii. Păi știu că, normal că știu, dar nu știu acum statistic. Vreau să-mi spuneți dacă procentul de 15% este introdus în salariul de bază, adică din salariul de bază, în grila prezentată, se mai adaugă un spor. Deci, salariul de care, în materialul care îl vedeți dumneavoastră, spune salariile brute, cu două excepții. La aceste salarii brute se mai poate adăuga la categoria asistenți medicali un spor de 15% de condiții speciale care sunt reglementate în legislația de la sănătate și mai există legislația economică că un funcționar sau maxim doi funcționari pot primi un spor de control financiar preventiv, cei care primesc, care au și sarcini de a verifica și a-și pune viza de control financiar preventiv. Ceilalți salariați pe care îi avem aici nu mai au niciun spor. Sunt salariile brute care de data asta coincid și cu salariile de bază. Am înțeles. Deci eu... Tot 15% au și funcționarii publici cu rol de control, da? Până la 10, da. Până la 10, da. 15% e cel cu legislația medicală. E 10%. Da, mai dorește cineva? O întrebare vreau să pun și eu, dacă există o corelare între statul de funcție, salarii echivalente funcționarilor din primăria Târgu Ocna cu celelalte OAT-uri din județele. Ideea dacă salariile pe aceleași trepte, pe aceleași funcții, pe aceleași posturi sunt egale sau fiecare unitate și-a stabilit în mod arbitrar sau aleator partea de drepturi salariale. În ceea ce privește această lege unică a salarizării, a prezentat familiile ocupaționale, pornind de la președintele României și până la ultima familie ocupațională, care înseamnă alte funcții din sectorul administrativ bugetar. Pe diverse paliere, toate au fost reglementate de lege,
cu excepția palierului, unde era prevăzut administrației publice locale, respectând principiul autonomiei locale și spunându-ne, noi am stabilit, adică la nivel de guvern, am stabilit toate celelalte familii ocupaționale, cu excepția eșantionului administrației locale. Dar administrația locală se încadrează, știu eu, pe o scară de la 1 la 5, să dau exemplu, acum undeva la poziția 2. Sub noi mai există o familie ocupațională, alte funcții din sectorul bugetar, deasupra noastră sunt instituțiile prefectului, Consiliul Județean și tot mai sus pe celelalte categorii de instituții. Mi-am întrebat dacă... în această familie... Da, funcționare la Târgu Ocul, la acelea salarii, în această familie ocupațională există o marjă de lucru. Un procent care poate varia. Fiecare unitate administrativă teritorială și-a stabilit sau își stabilește salariile în această marjă. Noi ce am făcut? Am luat grile ale unităților administrative teritoriale de tip oraș, ca Târgu Ocna, de categoria a doua, în care funcția cea mai mare sau salariul cel mai mare este raportat la indemnizația viceprimarului, care la nivel de Târgu Ocna sunt 5 salarii brute pe economie la data la care se stabilesc aceste drepturi și la nivel de județ ca noi nu mai sunt. Sunt Comăneștiul are altă grilă, este o altă pentru că are un alt număr de salariari, Slănicul au alt număr de salarii, dar alt număr de populație se raportează la altă grilă. Noi ne-am raportat cu alte unități administrative teritoriale din țară de categoria noastră și de asemenea am primit și niște grile de la Asociația Orașelor, de unde am încercat să păstrăm un echilibru, și de la sindicatele, sunt două sindicate la nivel de ramură de funcționari publici. Ce am făcut noi? Am făcut o întâlnire cu toți șefii de birouri și de structuri și de servicii, și funcționari publici, și personal contractual. Reprezentantul sindicatului la nivel de Ocna, pentru că noi aici nu avem un sindicat propriu, ci suntem afiliați la un sindicat național, și de asemenea membrii Comisiei Paritare, care este stabilită prin legislația funcționarilor publici, sunt doi membri care sunt reprezentanții administrației, reprezentanții primarului, doi membri reprezentanții salariaților. Ne-am întâlnit, am studiat aceste legi, am studiat aceste grile făcând o paralelă și am stabilit niște principii. Și am spus așa, să încercăm ca să fie o creștere pentru funcțiile de execuție, pentru că salariile sunt mai mici și să era o diferență cam mare între funcțiile de execuție și funcțiile de execuție cu studii medii și funcțiile de execuție cu studii superioare și cele cu studii de scurtă durată, am menținut aceleași procente între cea mai mare funcție de execuție și funcția de conducere de șef de birou și de respectiv de șef de serviciu, 25% și 30%, și de asemenea am pus în principiu ca nimeni să nu scadă salariul față de luna iunie. Acestea au fost principiile, au fost dezbateri, au fost discuții. De asemenea, în legislațiile anterioare, faptul că au fost mai multe legi ale salarizării, unele au privit personalul contractual, altele au privit personalul, funcțiile publice, funcționarii publici, și era o discrepanță între funcționari publici și personal contractual. La Târgu Ocna, așa cum sunt colegii noștri, în aceleași comisii de lucru sau în aceleași departamente sunt și funcționari publici și funcționari contractuali. Și era o diferență mare de salarii, cel puțin în comisii și în comisii de lucru, unul avea un drept salarial și deși făcea aproximativ aceeași activitate cu colegul de funcționar public, avea o diferență cam mare la salarii. Și atunci am ajuns la concluzia că să păstrăm o diferență de 5%, pentru că funcționarii publici au anumite drepturi îngrădite față de un personal contractual. Și am zis că există această diferență de 5%. Toate aceste calcule le-am luat, le-am împărțit, am luat salariile care astăzi sunt în plată, am împărțit la salariul minim pe economie, ne-am dat niște coeficienți, coeficienții am încercat să-i reglăm și să-i egalizăm între funcții, pentru că au fost și colegii noștri care au fost încadrați la un anumit moment și au avut o salarizare pe o lege, alții au venit cu alte lege, că au mai fost în diverse perioade de suspendare și au rămas cu niște salarii diferite, că au fost în creștere copil, au fost și n-au beneficiat de toate echilibrările. Și acum, pe fiecare funcție, dacă vedeți dumneavoastră, sunt reprezentate salariile. Ce mai schimbă legea acum?
În perioada anterioară, sporul de vechime se raporta până la 3 ani de zile nu avea nimic, între 3 și 5 de 5%, între 5 și 10, 10, 15, 20, maxim 25. Acum legiuitorul schimbă. Între 0 și 5 ani pun 7,5%, apoi următorul pas plus 5%, deci nu se mai respectă din 5 în 5, deci prima dată îți dă 7,5%, a doua tură 5%, a treia tură plus 5%, a patra tură plus 2,5% și ultima, cea mai urgentă, plus 2,5%. Dacă adunăm toate procentele astea, nu mai e 25% cum era înainte, maxim, ci undeva 22,5%. Și aceste trepte, aceste categorii de sport de vechime sunt incluse acum în aceste salarii brute. Nu mai crește nimic. Da. Sunteți un colorator. Dar eu vreau să vă întreb să răspund la aceeași întrebare, dacă e o diferență de salariu într-un funcționar pe același nivel, de la Târgoviște până la Poreni, la Târgoviște. Care? Avem noi mai mult la mijloc sau mai puțin față de ceilalți? Asta e întrebare, nu e așa. Fiecare salariu se raportează la unități la diferite, pentru că Comăneșul, de exemplu, salariul cel mai mare din administrație trebuie să fie la nivelul viceprimarului, care la nivelul viceprimarului acolo e 6 sau nu știu cât au salarii. Și atunci nu se compară. Dar am încercat să înțeleg că aici salariul este mai mare ca la noi. Da, e posibil să fie mai mare. Dacă e așa, nu am treabă. Eu ăsta nu știu, dar la Comăneș, pentru că e alt nivel, viceprimarul... Comăneșul este la fel, pentru că e la categoria municipiilor. Dacă permanent, suntem cam echivalent. E în ordine populației, ne încadrăm cam pe acolo și putem să facem o comparație cu salariile pe care le-au omologii funcționarilor și personalul contractorilor. Și dacă cum aș știți? O să cerem și de la acolo. Noi nu am intrat în procese. Că normal ar fi fost la nivel de Consiliul Județean să facă o analiză așa cum era legea unică și salariile unitare pentru toți funcționarii care se încadrau în anumite limite de populație și mai departe. Poate o să fie pe fiecare post în parte și salarii stricte, că vorbim de funcționari public, nu o să dea posibilitatea fiecărui, eu știu, executiv să-și stabilească salariile după alte criterii. Probabil ideal așa era, dar legiuitorul a stabilit alt mod de calcul acum. Probabil când se va schimba legea salarizării sau după ce vor analiza efectele acestei legi a salarizării, probabil vor mai veni cu amendamente, cu modificări. Deci nu e unitare, ca să spună pentru fiecare. Nu. Da, domnul Ciucăr, întrebarea, când statul public este asociat cu funcția de șef serviciu sau nu? Nu este asociat. Nu, statul funcțional public este special. Da. Întrebarea mea a spus cineva? Mă scuzați. Cu încadrarea în buget. Da. Atunci când am construit bugetul... Am vorbit specific. Dacă m-am dat iar jumătate de oră cu... Păi... Nu, la început de an când am aprobat bugetul, știam că vor fi niște creșteri salariale, pentru că se anunța. Și am pregătit o rezervă de a ne încadra în aceste venituri. Acum, după ce să am tras linie și am calculat aceste salarii, sper să ne încadrăm. Dacă atunci când vom... pentru că și în fiecare lună sunt variații, în funcție de prezența sau de prezența colegilor la serviciu. Și este posibil ca luna decembrie să nu fie acoperită 100%, luna decembrie. Dar în cazul în care luna decembrie nu este acoperită 100%, salariile oricum se dau în ianuarie anului următor. Deci se trece pe bugetul. Domnul administrator, e 11 milioane, 891 care au negociat la buget. Da. Ați cheltuit până acum 5 milioane 900, 3 900. Pentru că așa iese din calcul, nu? Da, da, da. Nicio... Eu... Bun, cum a rămas 5 milioane 917,700. Începând cu creșterea asta, unii mă duceți la total, la 12 milioane, la 5 milioane, la 9 milioane. Asta înseamnă cifre. Nu, v-am spus, mi-a spus și mi-a spus mie. Credeți-mă, să-și trebuie de aș spune altfel. Mulțumesc, nu m-am putut ridica să prezint informații. Eu pot să vă spun acum că din bugetul local, bugetul consolidat al localității, care înseamnă 25 de milioane de euro, 12 milioane... 25 de milioane de euro? De lei, scuzați-mă. De lei, scuzați-mă. De lei, 12 milioane 433 reprezintă cheltuiala cu salariile, inclusiv învățământul. Asta înseamnă 49,73% din totalul bugetului. Din această cheltuială,
de 12.433.000, 8.900.000 de lei reprezintă cheltuielile salariilor de învățământ, 71.6%. Deci de 12.433.000. Nu spune în context, ăsta e bugetul. Păi ce să prezint? Deci nu. Păi nu, vreau să vă prezint că salariile administrației locale, pe care intrășează... Și de vă scuzați. În total, cheltuiala cu de natură salarială, învățământ, cu tot ce vreți dumneavoastră, se situia, se bancarea sau? Da. Eu vreau să spun că cheltuiala cu salariile pe învățământ. Pe 19 milioane alea pe văzute, da? Cea mai mare pondere este la învățământ. Este la învățământ, 78%, deci aproape 80%. Da. Care, alea nu cresc. Sau dacă cresc, sau vor crește, vor crește și acum alocația bugetară care vine la buget pentru învățământ. Eu astăzi pot să vă spun. O secundă. După aceea, din diferența rămasă, deja 6 luni au trecut cu salarizarea veche. Deci chiar mai rămâne, influența care o are creșterea pe celelalte 6 luni. Da, și mai. Și asta spune domnul Cristi, că acea influență s-ar putea ca la luna decembrie să nu se mai acopere integral și să trebuiască o mică rectificare de buget. Dar și ponderea e mică. Dar eu vă spun acum că astăzi cheltuiala cu salariile de învățământ nu este asigurată pe tot anul. Pentru că așa au repartizat sistemul de finanțe. Și dumneavoastră știți, consilierii, că undeva luna octombrie-noiembrie, tot timpul vine o rectificare, după ce se încheie intermezul 3, vine o rectificare pe învățământ pentru că să se asigure până la finalul anului. Pentru că sunt sume și cifre care variază. La început bugetul se construiește pe niște proiecții ale anului anterior și abia după aia se... Nu e un secret pentru nimeni că în România sunt salarii mici, asta e clar. Și toți dorim o țară ca afară, vorba când trebuie. Și toți dorim să nu mai plece tinerii afară, sunt toate cei care au umplut toată Europa, cu tot felul de munci chiar necalificate, din păcate. Și sigur, cum poți să-i atragi, în primul rând, prin creșterea salariilor în România. Asta e un aspect. Aspectul 2. Pe toți salarii de primărie știu, îi apreciez, am lucrat foarte bine cu ei în toți anii și când am fost consilier local și când n-am fost, chiar unii dintre ei, hai să spunem, majoritatea sunt foarte capabili în posturile lor. Dar punctul 3. A dupla achitetării salarii, după care lumele cam astea sunt. Nu cred că sunt sustenabile. Deci, prin aceea poate trec la întreaga economie, pentru că vedem noi efectele încep să se vadă. Și poate țin cont și de activitatea mea de zi cu zi, cu care mă întâlnesc. Sunt două lucruri total diferite. Nu cred că această creștere sustenabilă, conexe, nedorite, pe care, prin păcate, tot noi privați le vom plăti. De aceea, eu nu o să votez la această creștere, mă voi obține. Da. Domnul Ciuda? Da, nu, eu chiar nu văd să susțin un viitor creșterile salariale și vă spun că dacă Doamne ferește să o ajunge să nu poate fi plătite la un moment dat și se vor tăia în procent de 40%, nu vor suferi cei care vor avea salarii mari. Da? Cine va avea 1.500 de euro, nu va avea probleme dacă ia 1.000 de euro. Va avea probleme cel care ia salariul minim sau puțin mai mult. Deci nu voi da. Mai dorește cineva să intervină? Eu zic că e de un augur să se mărească salariile și nu numai în administrația publică locală, chiar de un augur să se mărească peste tot. Și bine să fie mărite salariile, că ocazia asta va crește probabil și puterea de cumpărare a românilor. Se va duce economia. Mai mulți bani în salarii, mai mulți bani în consum, mai mulți bani în consum, mai multă producție. Mai multă producție înseamnă dezvoltare. Și când am fost lider de sindicat, am militat pentru majorarea salarii. Și când am fost director general, am militat pentru majorarea salarii. Nu, chiar am majorat românită. Eu nu mi-am chiar dumneavoastră și n-am și dat un bănuț. Și chiar le-am majorat cel mai mult la Târgocna. Mă bucur că v-a schimbat. Chiar le-am majorat cel mai mult la Târgocna. Și nu se vă uitați și vă le aduc aminte că le-am majorat cu 10% pe societate după o secetă de 3 ani de zile când nu se majorase deloc.
Și asta nu știu, da, de depresivă. Dar ce perioadă? Știu că... Și nu știu cât s-au majorat acum. Și nu știu cât s-au mai majorat de atunci încoace. Aici nu suntem în așa. Nu, sigur. Nu suntem la o ședință la asta. Eu voiam să subiectul care este. Și voiam să închid subiectul, mă bucur că se majorează și voi vota pentru. Și ce vom fi la anul, eu sper să fie bine. În anul ăsta ne încadrăm în bugetul. Se pare că ne vom încadra în buget, iar la anul, să dea Dumnezeu să fie bine. Și tot, domnul Ciucanu. Dacă performanțele administrației locale s-ar vedea și în orașul Târgovna, aș fi votat cu dragă inimă, dar orașul Târgovna nu arată la măririle salariale pe care le propuneți. Da, repetam. Domnul administrator, vreau să te prezint consilierul local că ceea ce am propus noi în această grindă, creștere de fiecare categorie de funcții sunt între 2% și 18-20 și câteva excepții cu 30% acelele funcții și nu cred sau și noi avem aceeași temere că la nivel național ar putea să se întâmple un colaps prin modificarea și prin aceste creșteri salariale. Dar din păcate nu schimbăm noi soarta țării, să-i spun așa. Și eu cred că salariile pe care le-am calculat aici sunt de bune, sunt bine argumentate și vă rugăm ca să analizați activitatea colegilor noștri din instituție, din primărie și fiecare din colegii noștri vin și își duc sarcinile de serviciu așa cum le pot duce. Este adevărat, domnule consilier, că poate Târgovna nu arată foarte bine, dar nu înseamnă că din cauza funcționarilor publici sau din cauza sistemului de învățământ sau din cauza sistemului de sănătate sau sistemului administrativ. Sunt un oraș vechi, cu transformări, cu greutăți, cu reconstruiri. Este foarte dificil când trebuie să fii pus în situația de a analiza și a stabili salariile pentru o altă categorie în care nu lucrezi zi de zi și nu vezi care sunt... Poate și nouă ne-ar fi greu de la administrație dacă am fi puși sau dumneavoastră ar fi puși să stabilim salariile din învățământ, de exemplu, sau din sănătate. De-aia noi vă rugăm să analizați. Și așa cum am spus că suntem sustenabili pe anul 2017, eu nu cred că suntem excepția din județul acesta și nici din țară. Dumneavoastră veți deci. Eu nu cred că e vorba de rugăminte, știu, nu vreau să fac o scurtă completare. Dar nu cred că e vorba de rugăminte, cred că să mergem pe simțul acțiunii, pe care spirală dorim să ne încadrăm. Să ne încadrăm pe o spirală în care noi să ne facem căi plătim pe administratorii publici locali, ei se fac că muncesc și o să vedem rezultatele, asta este evidența. Sau ne încadrăm pe spirala cealaltă ascendentă, în care noi plătim mai bine, le cerem mai mult și o să vedem rezultatele. Asta e o chestie de opțiune, nu e o chestie de rugăminte. Aici nu facem favorul sau nefavorul. Aici este chestiunea de viziune și de management salarial. Nu spuneți de 3-5%. Păi eu mă uit aici, am un scor calificat, 1,62. 1,62. Adică salariul meu e înmulțit cu 1,62. Da. Dumneavoastră ați spus și calculul, face egal 2349. Da. O să aveți să-i dați banii ăștia la un scor. Da. Dacă muncitorul respectiv care ne spune dumneavoastră aici de la 1, că sunt mai multe categorii de muncitor, va fi salariul acesta bun. Eu nu am spus că rugăminte. Problema este în felul următor. Că acum, în luna iulie, suntem condiționați de plata salariului de această hotărâre de Consiliu. Și de asta am spus ca și rugăminte, ca dumneavoastră să analizați. Pentru că acum hotărârea trebuie să treacă într-o formă sau alta, pentru că dacă această hotărâre nu trece, duce la imposibilitatea plății salariilor calculate după noua lege. Asta nu înseamnă că nu pot fi date după vechea lege. Deci, din acest punct de vedere, alte primării au aprobat de două luni de zi. Noi întotdeauna suntem prețari de timp și dacă nu aprobăm, se întâmplă nu știu ce. Dar nu contează asta. Nu este retroactiv, nu știu fel de problemă, drepturile și le primesc fiecare. Exact, dar problema este că de aia nu am aplicat luna trecută, pentru că în țară, la nivel de, dar și dacă vă uitați, noi am avut ședință de consiliu ordinară, cu mult înainte de sfârșitul lunii,
Și atunci, unitățile administrative teritoriale încă nu avem un punct de vedere stabilit asupra salariilor. Votaș, pentru unii funcționari din primărie, asta am făcut respectul pe persoanei. Concitatine, se respect pentru că funcționari aici, pentru că le reprezintă relații cu cetățenii. Le-ar da și de trei salarii față cât ați propus noastră, pentru unii și unii în listă. Dar sunt și din categoria celor care menționat domnul Ghearu, care parcă prea ridicăm în slăb comparativ cu celelalte SRL-uri, unde de funcție egală la stat primește 20 de milioane, sau cât, și la altul primește 4.500.000. Nu mi se pare, aici e o chestiune în care mai trebuie un pic lucrat la ea. Ar fi trebuit mers pe om în parte. Și luam și analizam la nivel de fiecare compartiment în parte, de care merită atât și ăla de mai la nivelul de jos, care merită. Și ar putea la unii să trebuie să vedem mai mult. Și sunt, vă spun sincer, de sunt unii văd aici în sală, care merită mai mult. Era un lucru ideal, domnul consilier. Și asta, dacă legislația ar fi permis și noi am făcut același lucru. Ce pot să spun că am făcut noi? Ne-am propus ca toți șefii de departamente și de structuri să încercăm și să mobilizăm colegii din subordine și cel puțin cei care intră în relație directă cu cetățenii să își schimbe sau să își corecteze sau să își îmbunătățească atitudinea. Eu știu și nu au fost dăți când și eu am intervenit pentru că au avut unii colegi de-ai noștri o exprimare poate nepotrivită sau uneori au fost nepregătiți pe o anumită situație. Tocmai de aceea, noi cu echipa care coordonăm departamentele, ne-am propus ca aceste lucruri să fie evitate. Și tocmai pentru a cere responsabilitate colegilor din funcție de execuție, aici atunci noi am calculat salariile, le-am raportat la nivel de celelalte localități, drept pentru care te rugăm și îți impunem ca să-ți modifici atitudinea, să-ți însușești cunoștințe noi și să te adaptezi la ceea ce cere astăzi societatea. Mulțumesc! Da. Domnul Roșeț? Încă din faza de dezbatere publică a legii salarizării, s-a ridicat această chestiune a stabilirii salariilor familiei ocupaționale administrația publică. Și, deși a fost vehement criticat, pentru că se lăsa la pixul, mai exprim neacademic, la pixul unii persoane, să stabilească salarii, legiuitorul a perseverat în această modalitate. Putea foarte bine, prin textul de lege, să se prevadă și pentru funcțiile publice în administrația publică locală, salarizări sau grile de salarizare. Nu! Prevede că abilitează Consiliul Local să le aprobe în această formă și fiecare pune întrebarea. Domnule, sunt sustenabile sau nu? Sunt corect stabilite sau nu? În ce bază s-au stabilit coeficientul, să zic, coeficienții aferenți a gradației 0 sau gradații, celelalte gradații ni le-ați care trebuie și legea, da. Și atunci, noi ce facem? Consiliul Local. Suntem în aceeași postură cu care am mai fost și alte dăți. Să fiind de acord sau nu cu o inițiativă a executivului, pentru că însuși legiuitorul abilitează pe ordonatorul de credite să stabilească fiecare salariu în parte. Și atunci am pun întrebarea. Eu sunt în cunoștință de cauză cu cât cresc salariul? Sunt sustenabile sau nu? Și cu cât este avantajat un sau altul din salariații aparatului propriu și imunităților subordonate. Deci, noi avem, suntem abilitați de legi. Nu trebuie să răspundă domnul primar la această chestiune. Că știm că dumneavoastră trebuie să-l stabilească. Așa a hotărât legiuitorul. Dar întrebarea este, în ce măsură Consiliul Local este în cunoștință de cauză cu ceea ce vădează. Da. Deci asta, atâta vreau să mai spun. Performanțele cresc,
în funcție de randament, în funcție de performanță, nu cresc în funcție de salarii. Și sunt primării în România care nu au mărit salariile, tot prin Consiliul Local, nu prin altceva. Deci nu au mărit salariile deloc, tocmai ca să nu ducă la grecizarea României, da? Să nu ajungem într-o situație în care salariile să nu mai poată fi plătite. Deci nu e adevărat că trebuie obligatoriu crescute salariile. Deci este exclus chestia. Da. Deci atâta sunt prin lege stabilite salariul primarului și viceprimarului și câțiva coeficienți, dar nu scrie clar cei de la viceprimar în jos cât cresc, cum cresc la salariile pe care mi le-ați prezentat. Dacă permiteți, eu vreau să vă spun care a fost raționamentul nostru, pentru că până a venit în fața dumneavoastră cu materialul pe care l-am pregătit, a trebuit să ne uităm noi pentru noi și să explicăm colegilor noștri de ce am calculat așa. Pentru că, într-adevăr, și eu mi-am pus întrebarea, bine, față de ce a fost, de ce să pun 1.22 și 1.24 sau 1.23 sau, nu știu, 2.50? Și atunci am mers pe familia ocupațională de sub administrația publică de colegiuitor. Și la subcapitolul 3, alte funcții comune din sectorul bugetar, aici legiuitorul deja a stabilit indicator și indice. Și a pornit cu muncitorul necalificat 1.01 sau muncitorul calificat 1.44. Și atunci, eu m-am uitat la legea, dacă acea lege este sub administrația publică locală, am spus, domnule, față de această grilă, să aplicăm un 5% creștere, pentru că dacă puneam 5%, m-am uitat și la legea superioară, care erau cu 15% mai mari. Și am zis, dacă aia e cu 15% mai mare, asta e cu 5%, o creștere de 5% pe toate funcțiile, este o chestie matematică și o chestie, cum se cheamă, explicabilă, un principiu. Ca să nu e 5% față de grila de cea de sub noi. Și uitați-vă dumneavoastră dacă faceți calcule pe grila de atunci, dacă vedeți oricare din funcțiile astea, crește 5%. Noi creștem matematic, pur și simplu ca la școală, dar nu creștem performanțe. Nu avem niciun indice de performanță. Da? De exemplu, dumneavoastră, dacă nu vă îndepliniți sau nu aveți o anumită performanță, noi să vă putem sancționa exact când vă dăm bani acum. Deci crește performanța, vă întreb. Dacă mărim salariile cu 100%, nu crește performanța. Mă întreb la cineva din privat, de exemplu, dacă ar fi obligat să dea la salariați 35% fără să vândă în plus sau fără să aibă un aport în plus economic, aș susține? Să știți că fiecare funcționar public, la sfârșitul anului, este evaluat după o grilă a performanțelor individuale. Este adevărat că această grilă este stabilită prin actul legislativ. Și să știți că funcționarii din primăria Târgu Ocna se încadrează la categoriile superioare. Astea sunt evaluarea performanțelor. Când legiuitorul va scoate un alt model de evaluare a performanțelor, nu știu, cu audit extern, cu audit cu alte firme specializate. Evaluarea administrației orașului se vede în bunăstarea orașului, domnul administrator al orașului. Nu se vede în alte lucruri. Și cum o evaluați, domnul? Având străzi, școli, spitale, având servicii, toate fiind bine puse la punct. Eu vreau să fiu un oraș ca și Comăneștiul. Nu vreau să fiu luat ca exemplu nu știu ce oraș care debea se tine să trăiască. Și raportat la... Da? Raportat la strada spre Salina, domnul Cătălin Bogor. Spuneți că vreți... Da? Raportat la îndeplinirea legii, domnul Bogor, îndeplinirea legii. Deci este ceva normal, da? Da. Bine. Mai dorește cineva să intervină mai cu acest punct sau a fost de ajuns? Da? Atunci haideți să spunem la vot cine este pentru. Așa. Cine este împotrivă? Abstineri.
Deci, pentru a calcula, trecem la punctul 4 pe care ne-am zis. Proiect de hotărâre privind luarea în administrația unor instrumente de colectare a deșeurilor de către oraș pe Bolna de Bacău, în scopul realizării proiectului de interes comun, sistem integrat de management a deșeurilor și solidin de Bacău, de a fost prima oraș pe Bolna. Comisie economică și favorabilă. Comisie, ce chestii? Aveți ceva discuții? Deci nu sunt discuții la acest punct? Atunci, cum am avut? Sunt discuții, pentru că vor veni niște containere, niște bufere care vor fi distribuite la oameni și trebuie să dezvoltăm mai departe această activitate, în sensul de a convinge cetățenii să colecteze selectiv pentru a îmbunătăți activitatea de salubritate la localitate. Bănuiesc că dacă vor fi distribuite într-un timp cât mai scurt, deci vor și explica la oameni să le pună separat măcar reciclabil pe care de toate felurile într-un container și celălalt gunoi menajer îl pune separat, lucrurile se vor simplifica și le va fi mai ușor și celor de la compania din utilități publice. Mai dorește cineva să termină? Bine, atunci totuși mi se pare cam teribil aprobarea asta cu ce s-a întâmplat? A fost o fisură la sistemul integrat de management al deșeurilor de din 2011, nu? Tocmai în 2017 venim și ne folosim niște subiecte, care sunt la ei venim. Au fost niște proceduri, domnul consilier. Dacă știți, au mai fost discuții în Consiliul Local trecut cu privire la includerea și localității de Bolna în proiectul general al județului. Atunci când noi având societatea sau societatea din subordinea Consiliului Local de sene stătătoare, și vorba de SGPU, finanțatorii, cei care au gestionat întreg proiectul, au oprit distribuirea cuvenelor către primăria Târgoca și noi la rândul nostru să le dăm către companie, pentru că nu aveau ei o prevedere legislativă sau nu aveau o interpretare a legii corecte. Și asta una. Pentru că, analizând legislația, spunea în legislația europeană că societatea care face acest tip de servicii trebuie să aibă obiect unic de activitate. Și știți că noi am discutat de jumătate de an și abia acum s-a apărut existența unei alte societăți care se dă într-o parte celelalte activități, cu funcții, salubrile ăsta, spații verzi, ce mai sunt acolo, fiecare sa și toate. Și în momentul când noi am prezentat noul statut al societății comerciale CUP, cu unic obiect de activitate salubritate, atunci ei au reanalizat din nou și acum au ajuns la... Ei au stat în stop la ei. Totuși, eu vreau să vedeți inițiativa a fost a Târgovnei. Păi noi am avut de fiecare dată solicitări către ei și am spus și ei au venit, domnule, schimbați aia, faceți aia, faceți aia. Pas cu pas le-am îndeplinit toate cerințele lor și acum au fost îndeplinite în 100% și pentru care a apărut această mică. La urmă, dacă tot profităm de acest lucru, ar trebui imediat și... Păi în momentul când sosesc, mergem la distribuire și mergem în continuare cu cartierele, așa cum am pornit cu cartierele privat, mergem cu distribuția și cu colectarea din poartă în poartă. Mai intervine cineva? Bun, atunci până la vot, punctul numărul 4, cine este pentru? Împotrivă? Obține? Deci, în unanimitate, punctul numărul 4 a fost aprobat. Trecem la numărul 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Comisia Economică? Aveți favoare. Ceva discuții? Da, domnul șef. Mult de curios ce sunt. Ce instrument muzical? Țambar. Țambar? Adică, ce te-a spune? Formă electronică, sau? Cât de fie acolo? Dați-vă la dar cine sunteți dumneavoastră? Dirijorul orchestrii. La casa de cultură. Vreau să fac dieta acolo. Poftim?
Bun, deci eu am fondat o orchestră cu ajutorul prietenilor, profesioniști toți. Dar dumneavoastră cine sunteți? Noi suntem consilier local aici, cum ne vedeți. Este colegul nostru, domnul Vasile Toderașu, care este încadrat la Casa de Cultură pe funcția de consilier. Am discutat la ce consilier local. Da, 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 care este specializat în muzică și este de profesie dirijor. Sosește din Republica Moldova, de-aia el fiind obișnuit cu legislația noastră și cu... Deci cu ce vă puteam ajuta? Deci, de ajutați, vă spun că am înființat o orchestră și cred că să ne mândrim cu toții că din apropiere nu există așa ceva. Numai că nu avem țambala, instrumentul la care... De ce am făcut? Ce să spun? E cel mai important instrument, că dacă vioriște sunt multe, instrumente de suflată sunt multe, țambalul e unul, el e inima, el e motorul orchestrei. Acum, între noi, mai sunt unii care au și vechi muzica. Alții n-au, cum să spun? Un motor. Eu vă stimez, vă apreciez, cred că aveți vechi. Total de acord. Domnul Gărțamal, cât costă un țambal? Costă în jur la 2.000 de euro. La noi în țară, în Ungaria 5.000 de euro. Ca ceilalți că sunt mai bun, dar sunt șam astăzi pe mine. E suficient de mult. De la casa noastră ziceți din România sau din Basarabia? Din România. Eu la casa apreciez inițiativa care a fost, din punct de vedere, cu Departamentul de Cultură pentru crearea acestui compartiment la Casa de Cultură, muzică, nu știu de practicman. Și vă spun în modul cel mai sincer că am participat la unul din spectacolele care le-au organizat aici în fața Piațete. A fost frumos. Dar, într-adevăr, le trebuie să-și mai completeze partea de instrumentar, partea și de sonorizare. Nu pot trebui să facă niște investiții. Că, de fapt, suntem pe drumul care îl doresc toți cetățenii din localitate. Asumă nevoia să asculte și o muzică bună, să mai recreeze, să participe la un divertisment și oamenii aceștia chiar sunt pregătiți să facă așa ceva și fericită. Da, domnul primar vrea să facă un comentariu. Câteva cuvinte, așa cum ne-a bine dispus domnul de la Casa de Cultură. O să vadă cetățenii la spectacolul oferit cu ocazia zilelor Dunașului. Câteva lucruri sunt prin muzică, o să-i vedeți pe scenă și, așa cum am spus, ne-am bine dispus acum de intervenția dânsului, tot așa de bine ne va bine dispune la ureche. Dacă vom pricepu sau nu, dar e atât de mare maestru, încât și cei nepricepuți în muzică vor gusta din valoarea sa. Fiindcă suntem la acest proiect de hotărâre, ar dori să vă prezint și cealaltă colega noastră, doamna Valentina Stratan, care după plecarea doamnei Dana Lungu de la Casa de Cultură am organizat concurs. Este tot din Republica Moldova. Deci și-au participat la concurs, s-au luat acest concurs și sunt la Casa de Cultură, deci este coordonatoarea și sunt doi studici la Casa de Cultură. Avem doi instrumente și doar coordonatori de spectacol. Acum și vin din Republica Moldova, din localitatea Călăraș, unde au avut o activitate de sport. Da, și vreau să spun că n-a mai existat la Casa de Cultură un taraf de muzică populară, de vremea când aveam noi la Salina, în anii 75-80. Casa de Cultură de mult timp la... În Casa de Cultură nu s-a desfășurat de mult timp atâta activitate culturală cât se desfășoară acum. Sigur că pentru cei care au fost de țambal, poate mi se pare un lucru bun. Dar așa este și, într-adevăr, este așa cum spunea și domnul Tăderaș, că este motorul tarafului și să știți că avem un taraf cu care ne uităm mântri, vă invităm pe toți să vedeți la zile orașului și nu cred că în județ, în afară de Busuiocul, care este al Consiliului Județean, locul care a un taraf care, într-adevăr, era necesar pentru orașul și zona noastră.
Să absolvesc de conservator. Nu, să tot absolvesc de conservator, dar vreau să domnul Rusu. Sigur, e pregătorul noastră. Da. Eu am vrut să luăm pe cel de la Salina, scuzați-mă că am făcut lucrul acolo. Am vrut să luăm pe cel de la Salina de la muzeu, însă fiind piese din muzeu, l-au văzut și au spus că nu lăsăm acolo la muzeu și cumpărăm un loc, pentru că nu putem să luăm de la muzeu o piesă de import. Doar vreau să spun două cuvinte în legătură cu bizele de și votarea și completarea la tot cu toate cu instrumentele și întrebesc. Poate dă spectacole pe seară și în piațeta orașului Turoga, la anumite zile favorabile. Domnul Rusu, mai doriți? Cum vă rog să am în fel de urmă? Țimbarist avem? Am invitat, voi colaborator. Dacă mai este nimic în legătură cu țambalul, tot la punctul ăsta, văd că primiți niște bani de la, prin programul TNR și de asta am invitat pentru pentru strada Cântamușilor. Ce puteți să ne mai spuneți, dacă tot nu avem diverse, despre strada Salina? La un moment dat, deși a fost primul proiect pe care l-am depus cu strada Salinei, strada Vâlcica, strada Miaicos cu Vasile Alexandrii, Ștefan Constantinescu, străzile care sunt distruse, după vremea mea, deci de la Foraș până la Sărcii și de la Salina Vot, mai spun o dată pentru cei care nu au obținut, de la Vot pe malul drept al Vâlcicii până la Chioșul Gardă, în drumul național. Am avut mai multe probleme cu acest proiect. V-am informat și la ședința trecută, proiectantul nu a mai dorit să colaboreze. Și deși am avut de două ori a fost felicitații proiectul, au fost foarte multe observații la acel proiect și în aceste condiții noi l-am modificat pe rezilient contractul, deci nu s-a prezentat în termenul care l-am spus noi, nici nu mai răspunde la telefon. Am informat toate instituțiile abilitate să urmărească, sigur vom avea eventual un proces cu el, dar ce am făcut noi acum, am dus pe SEAP de aprobare și vom începe licitația din nou pentru drum. Proiectul fiind rezolvat. După licitație o să vedem exact ce constructor va începe acest lucru, care este într-adevăr o prioritate și tocmai de aceea l-am trecut și noi pe primul program. După cum observați, al doilea program, BNDL, am ustat la Vișoara, Daniela Caurea, Cătambușilă și Tăbăcari, Pișoara este finalizat, mai sunt nici probleme la trotuare. Daniela Caurea, mai sunt câteva rectificări, doar într-o fază avansată. Cătambușilă, a rămas porțiunea de la piață până la autogară, care a necesitat lucrări suplimentare neprevăzute de proiectant, dar n-avea nici cum să le prevadă, pentru că acolo solul a fost foarte afânat și dacă ați observat, asta este foarte important ce avem sub asfalt, ce punem pe asfalt, pentru că așa este foarte simplu să întinzi asfalt. Și acolo a durat foarte mult acele compacteri, că solul a fost luat, s-a pus piatră pisată de hardita și au fost mai multe probleme. Se lucrează la Tăbăcari, pe Tăbăcari a trebuit să schimbăm conducta de apă, pentru că nu a fost schimbată și din bugetul propriu trebuie să schimbăm conducta de apă, pentru că n-ar fi normal. Și face lucrarea cu tot cu constructorul, care din surse proprii. Se lucrează la conducta de apă pe final, dar ei pregătesc și strada. Se lucrează și la adică ei pregătesc și strada pentru asfaltare. Și colegii mei, deși după părerea noastră am susținut că aveau necesar mai mare, erau mai urgente școlii generale, pentru că acolo trebuia să facem sălile de sport. Nu am intrat pe aceste interese sălile de sport. Când am intrat cu cele două școli generale, la amândouă aveam sălile de sport și nu am intrat în cel ultimul rând. A rămas doar colegiul Costachini. Va trebui să găsim alte surse de finanțare pentru aceste două școli generale și pentru colegiul tehnic. O să intrăm de port pe fonduri europene și începem să facem. Ce se poate face? Da, domnul consilier Pavalaris. Domnule primar, dacă tot ați vorbit despre drumul de la Salina, aș vrea să vă întreb la noi, la Vâlcele, dacă ne puteți ajuta cu reparatul porțiunii care a fost deja asfaltată, întrucât în urma canalizării care s-a făcut,
s-a lăsat asfaltul, a tăiat, a venit niște mașini de rea, a tăiat porțiunile de asfalt, au pus niște balastru în loc. Toți cetățenii reclamă, știți dumneavoastră foarte bine care sunt problemele. Noi am primit, deci cetățenii au pus întrebări, au primit răspuns că se va trece la reparat, încă nu s-a făcut nimic. Aș vrea să ne dați un răspuns acum aici, să audă toată lumea care ar fi răspunsul. Și mai avem o porțiune de drum care deja a fost, s-a făcut canalizarea pe aceea porțiune de drum, chiar și anumite ulițe sau străzi aferente străzii Gulcelei, care ar putea fi asfaltată. Aș vrea, v-aș ruga dacă s-ar putea, dar dumneavoastră văd că nu sunteți atenți la ceea ce vă spun eu. Și nu are rost să mai vorbesc. Dar caut răspuns, acum caut. Da, mă rog. Așa. Este o porțiune care deja s-a făcut lucrările de canalizare. Noi, cetățenii din Gulcelea, am dorit să, ca la următoarele proiecte care vor fi inițiate de aici încolo, să prindeți și Gulcelele. Pentru că la ședința trecută, mă rog, drumurile care au fost propuse pentru reabilitare, este acolo o sintagmă care tot folosesc mereu, drumuri cu importanță turistică sau cu interes turistic. Ei, lucrul ăsta ne cam afectează pe noi. Eu nu zic acum că drumurile care au interes turistic sau turismul în oraș nu e important, doamne ferește, nu zic așa ceva. E important, generează locuri de muncă, nici nu zic așa ceva. Dar de ce să folosim noi mereu sintagma asta importanță turistică sau de interes turistic? Asta ne înlăsură pe noi, deci noi rămânem tot timpul în dezavantaj anumite străzi, de exemplu cum am fi noi, la Bucești. Mai sunt în străzi care nu au interes turistic, cum spuneți dumneavoastră, termenul ăsta care nu convine mie deloc. Adică de ce să nu spunem reabilitare străzi, simplu. Fără interes turistic. Și aici aș dori, dacă s-ar putea, să țineți cont și de noi că avem acolo o porțiune de stradă care a făcut canalizarea, așa cum am spus, și ar, nu mai rămâne nicio piedică să nu trecem și porțiunea aia la asfaltare. Asta era tot. Haideți să dau răspunsul. Pentru că vă sunteți consilieri și ar trebui să înțelegeți puțin proceduri de astea în proiectele, pentru că... Haideți să vă spun, nu cer eu de interes turistic. Porul, și vă rog să-l citiți, da? Deci, programul operațional regional spune clar, avem pe cele 5 milioane de euro, nu putem repara nicio stradă dacă nu reprezintă interes turistic. Și o să vedeți că vom face fântâna cu apă rece, și vom face podeiul, tocmai pentru că avem un obiectiv turistic. Nu că vrea și Lochi sau vrea administratorul public sau vrea ceva din primărie. Și o să vedeți atunci că o să pățim cum pățesc comunele. Pe toată lumea și cei care sunt consilieri și îmi pare rău că, dar nu vreau să-i pronunț numele, vede că la Dofteana se asfaltează la Comănești. Haideți să vedem de ce. Sunt drumuri comunale care se fac numai în comune și sigur că la Dofteana toarnă primarul drumul pe alătură. Ori așa ceva nu se finanțează la oraș. De asemenea, Comănești a asfaltat pentru că din bugetul 2007-2013 a avut un program așa cum facem noi acum, 2014-2020, în care o să vedeți câte străzi asfaltăm. Dar domnul Pavalache, trecem străzi de interes cu interes turistic, pentru că altfel nu primim bani. Și când a venit comisia de la Piatra Neamț, nu se uită că îi târgu ochi. Spune clar, respecti regula care se spune aici. V-am dat exemplu. Și atunci este bine să știm de ce trecem, de ce nu trecem. Că dacă ar fi după părerea mea, primul drum care l-aș face ar fi Vâlcele. Dar suma este foarte mare, nu putem să o suportăm de la buget și trebuie să găsim o sursă de finanțare. O să vă spunem că Vâlcele este trecut și el pe un program. Și atunci, programul operațional regional, pe care avem 5 milioane de euro și unde avem multe străzi, și le știți fiecare, vi le-am mai spus, nu vreau să vă mai rețin acum, avem aceste străzi, da? Putem face strada veni cum? Pentru că este gara mare. Și atunci spunem, domnule, cel care vine de la gara trebuie să treacă o. Trebuie să le legăm de anumite chestiuni. Da? Și vă rog ca să vedeți intenția. Și e bine să spuneți cetățenilor, domnule, stai un pic, că sunt niște reguli. Finanțatorii tot timpul cu niște reguli. Nu facem ce vrem noi așa. A doua chestiune. Da, într-adevăr, la Vâlcele s-a introdus canalizare. Cred că interesează pe toată lumea ce facem cu această canalizare. Nu este corect ca un consilier
care vine aici și este mai informat decât cetățeanul, să nu știe exact ce se întâmplă cu aceste obiective. Pentru că nu vezi cât de amderizorul, dacă tot povestiți așa, ca alte localități și de Târgu Odra, că nu se face nimic. Dar e problema celor care spun acest lucru. Deci noi vă putem spune ce este acum. La sfârșitul lunii septembrie trebuie să termin canalizarea și vedeți că se lucrează. A fost foarte greu pe Costache Negri. Atunci au pornit trei echipe, chiar am dus o sticlă de șampanie acolo când s-a întâlnit echipa care a pornit de la intrare în oraș pe dreapta cu cea care a pornit de la non-stop și s-au întâlnit în fața școlii 3 cu probleme deosebite, cu apă oprită în fiecare zi, cu conducte. Adică atunci când se lucrează nu e așa de simplu. Și ați văzut, sunt șantierile care au câștigat, societățile care au câștigat această licitație. Ce vă pot eu spune? Că la sfârșitul septembrie se termină și încep probele cu stația de epurare. Nu știu câți dintre dumneavoastră a fost la stația de epurare, dar eu vă invit să mergeți, este o întreagă uzină acolo. Sunt 7 milioane de euro, aproape 8 milioane de euro, stația de epurare, bani care nu aveam niciodată. Și dacă pornim și stația de epurare și canalizare, este o chestiune foarte importantă pentru oraș, sigur că ea nu se vede, sigur că cel din Vâlcele spune ce-mi trebuia, dom'le, mie canalizare, dacă eu de 300 de ani arunc în Vâlcica tot ce produc în baie. Dar acum, dacă nu mai aruncă, o să vadă că din 2018 România și-a luat angajamentul că în localitățile, peste 10.000 de localități, avem 80% canalizare. Da. Și atunci este bine să întrebați și să știți exact. Vâlcele este trecut în programul nostru și vă spunem exact unde este trecut Vâlcele. Și dacă dumneavoastră aveți o altă sursă de finanțare, cu mare plăcere vă trecem în situația pe care raportul pe care îl faceți dumneavoastră anual și spunem așa, uite, consilierul Cutare, Măciucă, a venit cu trei propuneri interesante și cu finanțare pe programul pe care nu mai l-a știut. Și atunci toată lumea o să spune, băi, n-am luat degeaba banii din Consiliul Local, ce a avut inițiativă. Pentru că toți consilierii au un aport și eu vreau să apreciez. Și domnul Rusu și domnul Antochi, vedeți, tot timpul ne consultăm, discutăm. Dar atunci vin și cu soluții. Pentru că constat așa se întâmplă aici. Nu este executivul la dispoziția unui consilier. Nu. Sunt două instituții separate. Deliberativul și executivul. Da. Executivul poate să vină cu soluții și n-am văzut până acum niciun proiect de hotărâre promovat de domnul Măciucă. Și am promovat. Din decembrie 4 cu o hotărâre de consiliu. Apar n-ai văzut promovat o proiect de hotărâre. Și nu ați văzut. Nu pe Facebook. Nici măcar nu i-ați băgat. Domnul ce pot să vă dau cu vârf imediat. Nu pe Facebook să vă convințiți. Nu pe Facebook să promovează proiectele de hotărâre. Le-am depus și am trecut ajutorul de primărie și nu mi-a fost acordat. Cel mai slab consilier pe care l-a avut de 25 de ani primăria Târgu Ocna este domnul Măciuc. Apar n-are de nimic, doar pe Facebook comentează, nu știe nici cum se promovează un proiect. Habar mare. Și eu vă spun asta ca să știe toată lumea. Știți dumneavoastră să creșteți bani în bar, pe automenii, și să nu respectați legea sub nicio formă. Vă rog, domnul Măciucă, gata! Haideți ca să rămânim și cu această problemă și să vedem. Ce e? Da, într-adevăr, n-am niște bani. Și tot timpul se pune pe Facebook albinele primarului, am săpat nu știu pe cine, vacile primarului, poate vrei să le mulgi într-o zi sau vrei să le dai lapte, vii acolo să vei. Ce se întâmplă? Cu fântul din bar. Vă rog, cu fântul din bar. Dacă știi pe unde să mulge vaca domnului. Că îți place masaj să faci, fă și la... Ascultați-mă un pic. Domnule, fântul din bar. Ascultați-mă, toți cei care au vrut fânt din bar au luat, da? Au luat acum, ne rugăm frumos de oameni să ia fânul din parc. Sunt zilele orașului, domnule, termină și spui după. Deci nu există fân în parc. În parc trebuie să fie iarba la fir, tăiată, pentru că acolo este o investiție de 4,5 milioane de euro. Domnule, cum să dar vreau să vă spun. Deci firul în iarbă trebuie să fie gazon, pentru că acolo vin turiști. Nu creștem fânul și ne mănâncă șerpi, domnul primar. Pentru că aveți interes să duceți fânul la vaci. Bine, v-ați oprit? Da. Ok, permiteți. N-am niciun interes. Dacă vacile au ajuns cu fânul din parc să crească, eu am peste 100 de valori de lucrări. Ascultați-mă de ce s-a întâmplat cu acest. Vă rog tare mult, toți cei care doresc fân din parc să se duc, este o listă întreagă acum, de la cei din fundătura, de la țigane din fundătura care au încărcat fân. Dacă asta e motiv de discutat în Consiliul Local, dar pentru că nu-i ședință să ne o spună, vreau să rămânesc, toată lumea a luat fân. Ultima căfiție au dat foc când am găsit cu soia. Au venit cei de la Păcuri, au venit cei de la din Gura Săripului. E o listă întreagă, pentru că nici așa nu se poate. Secretarul Consiliului Local este blocat să răspundă domnului Măciucă. Astăzi, de exemplu, mă uitam, domnul Cristian Bătaru a făcut 5 intervenții în care noi nu facem pregătire cu consilierii aici. Dar vine o ședință de comisii și întreabă. Habar nu ai ce a venit, ce ai cheltuială, vine o întreabă și nu vine aici să-ți faci observații.
Deci ca să lămurim cu fânul, toți cei care doriți fân, mergeți și cosiți, dar trebuie cosit în anumite condiții. De ce? Pentru că nu ne putem permite cu 5 oameni care sunt în oraș, care să cosească, să cosim acele 10 hectare care sunt în parc. Deci aveau reușit să cosească taluzul căi ferate și cosim în oraș, că acum recent vor și pe Tisești, vor și la Gara Mare, vor pe Verde. Deci ca să închidem subiectul cu vacile și să mergi să le păzească, să le numere dacă intră în parc cine vrea, dar ele nu intră acolo și cu fânul să meargă cineva. Lista, dacă vreți, eu transmit din domnului. Ocuparea domeniului public și folosirea domeniului public nu este legală, domnul primar. Da. Știți bine asta. Ia, stați un pic, domnul primar, serioasă vis-a-vis de... Păi aici nu mai vă dau. A, dar da, așa înțeles, Vreau să spun și eu ceva. Văd că deja de la rectificarea bugetului local, după desfințarea punctului diverse, avem super diverse. Păi, avem un punct cu interpelări. A fost scos de dumneavoastră, nu a convenit să vină cetățeni și să vă întrebe despre mersul orașului. Asta este problema de fapt. Deci tocmai de aia a sugerat să fie iar reînființare. Vedeți, de la o anumită... S-a propus data, trebuie să se spună. Și ajungem la mulțul vacilor și la alte chestii. Deci eu cred că denaturează, trebuie neapărat să facem ceva foarte important aici. Bun. Constructiv, domnul președinte, constructiv este propunerea pe care domnul primar a ridicat stația de evacuare. Nu este importantă și poate facem să chiar încerca de la secretarea de misură. Aveți ședințele de comisie și vă rog să mergeți, că putem face propunere acolo la fața domnului. Și să încă o dată să lămurim cu diversele. Cu domnul Roșeț a avut dreptate. Primul care a respectat regula propusă de domnul Rusu a fost domnul Măciu, că m-a uimit pentru prima dată. A făcut prima interpelare în această ședință. L-a felicitat domnul Pănțăl. Foarte frumos. Așa se lucrează. A respectat în tocmai regulamentul. Înainte de a începe ordinea de zi, așa cum se spune, s-a făcut interpelare. Când am fost președinte de ședință, am zis să introduce pe ordinea de zi punctul interpelări. Este regulament, domnul Măciucă, mai și citește numai Facebook-ul, citește și regulamentul, că înțelegi ceva, că ai stat un an și ai zice... Da, deci, regulamentul folosit numai cum vă convine, domnul primar. Nu faceți lucruri. Încerc scuze. Dacă vreți de șapară. Împătrânești repede. Da, hai, domnule, vă rog frumos. A, nu se intervine. Ați uitat deja. Dar nu puteam vorbi la oțul dată. Hai să iubați și noi neam. Domnul primar. Probabil trebuie montat un semn de sensuri la Salina, să, pe spatele benzilor, să vină în oraș. Da? Că se poate acum ce vreau dacă acum. Măcar să nu dat nimic. Deci lucrul ăsta trebuie luat pentru că este o nebunie să nu dat nimic acolo. Tot omul se grăbește. Sunt priceput de lui, au mașini scumpe, într-adevăr, e frică să nu-și spargă baia. Sunt multe jurături că nu le putem reproduce vreodată. Deci, dacă inițiem să facem sens unic, de la Salina spre Târgovna, pe releu de vers, măcar să mă dă duminica, și pe altceva. Spuneți-vă, da, că a zis că da, că se face. În ce an? Gata, Salina. Eu am o propunere. Deci aș vrea să terminăm cu subiectele care sunt și după aia, dacă vreți, discutăm și la interpelări. Nu se mai poate. Adică noi deja denaturăm. Vedeți, deja iar diverse și interpelări. Propunerea e bună, îl scriu. Dar trebuie reparată lucrarea aia, domnule. Cine o repară? Salina se ocupă, se chinuiește, ești o primară, dar ce să faci? Că asta e România. Mărim salariile atât, rest faci treabă, nu mai putem face treabă. Trebuie 100.000 de aprobări ca să cumpri un șurub. Dați-mi voi să vă... Vă rog să-i răspundă, domnule Arun. Domnule Arun, eu apreciez efortul pe care îl faci cu noastră pentru acel drum și toată Salina, nu mai dumneavoastră. Și vreau să informez Consiliul ce am făcut pentru reducerea aglomerației acolo. S-a asfaltat Daniela Caurea și o parte de circulație a fost luată pe această stradă. Am făcut parcări în fața gării Salina ca să parcheze toți cei care merg la ștrand. Deci cei care mergeau la ștrand și opreau pe strada Salinei, opresc acum pe strada Primăverii vis-a-vis de gara Salina. Au deschis cei de la Salina cu semafoare pe lângă bandă o stradă. Într-adevăr, o să găsească surse să o repare, pentru că nu este a noastră în patrimoniul dânșilor. Sigur că propunerea noastră este foarte bună sâmbătă și duminică. Numai cine n-a fost acolo, n-a văzut ce se întâmplă sâmbătă și duminică. Noi ce vă spunem cu
drumul Salinei. Așteptăm în câteva zile să ne dea ok-ul cei de la București și se va avea loc licitație. Eu zic că într-o lună de zile pornim această licitație pentru că am făcut altceva. Încercăm să recuperăm ce n-am făcut. Am spus termen de execuții, dacă a fost 24 de luni, am pus 12 luni. Și atunci constructorul care va veni va trebui să aibă capacitatea să poată face acest pachet. Nimeni nu și-a dat seama la data când am pus Salina, că știți ce se întâmplă? Mai bine o scoteam și o făceam din surse proprii dacă ne dădeam seama. Nu poate exista finanțare dublă. Nu pot să fie pe două programe cu aceeași stradă. Și atunci am pornit pe PNDL. Noi la PNDL, de ce n-am mai putut da înapoi? De ce n-am putut? Am vrut să o scoatem. Plătisem deja din banii guvernului proiectarea. Deci niciun ban n-a dat primăria Târgu Ocru. Și dacă am plătit proiectarea, deci am anunțat și pe ei cu proiectul. S-a plătit 800 de, nu mai știu exact ce sumă, pe proiectare și atunci n-am putut să mai dăm înapoi, că aveam proiectare și aveam începută. Pentru că aceste străzi au fost proiectare și execuții. Deci este și în atenția noastră, știm și noi câte înjurături prin pentru aceste străzi. Și vă rog împreună, venim și de la poliție. Domnule, mâine, de la poliție, cu dumneavoastră, cu noi, să încercăm să găsim orice variantă, orice propunere este bună, să să fluidizăm și să facem disconfortul mai mic la cei care vin la Salina. Și eu am fost săptămâna trecută, știți, cu un autocar din Ucraina. Acolo este greu să ajungi. Miercuri vine iarăși o grămadă de copii, vreo 150 de copii. Haideți să încercăm și dacă vreți, poate din salariații dumneavoastră, poate discutăm împreună cu poliția, să existe în echipaj sâmbătă și duminică când este aglomerat acolo. Este o altă variantă, de aceea acceptăm orice propunere care poate să implementeze. Ce știu eu la ora asta din discuția avută aseară cu domnul director Ilie, că față de anul trecut, la această dată, avem o creștere cu 16% a numărul turiștilor. Acesta este lucrul foarte. Asta e zona autorizată, îmi permiteți să mă bag, scuzați-mă pe mine. Pentru că un cetățean de Salinii, eu dacă aș fi acolo ca 1,90 m, vine unul și mă spui cu unul, cine ești tu mă să mă trimiți pe acolo? Dacă este o persoană îmbrăcată a statului și spune că acolo trebuie să mergi, ăla va executa. Atâta timp cât eu pot să-mi pun și casca de pădurare. Gata, vezi că aici de așa fac niște chestiuni care se bat capul în cap. Nici polițistul nu poate să indice un traseu fără dacă la privat. Ia societății, ia Salinii. Cum să-l faci pe un, cum să-l faci pe conducător auto, ca polițist, pe un, o proprietate privată? Noi deja nu am măsuri, am pus semafor acolo. Păi știu că am trecut și eu pe acolo. Dar nu știu, de acolo un cap autocarul. De acolo, îmi vezi că nu cap. Și cu excepția, nu se poate știe, domnule. Eu când am nu-i neparat, nu un cap autocarul, nu un cap autocarul. N-ai loc pentru piepor. Domnul Măciuc, vezi că și un accident, nu știu să mai spune ceva. Ghiță, ca punerea bună, nu vă spălărie. Dar mai domnul, direcționarea tuturor mașinilor pe suport pe suport, pe la piață și de la pod până la intrarea în Salina sunt peste 100 de locuri de parcare. Și nu punem acces doar nivelanilor pentru vâlcele și atunci nu mai vedem mașini. Și nu mai selectez despre serverele alea niște. Asta este, domnul, nu este. Asta este acum toate indicatoarele puse din Salina arătând dar eu sunt care o aplicăm de câteva luni de zi. Dar poate să ducă foarte bine să parchez. Eu acolo am parcat, după aceea. Cine a scris litera? Nu știu de unde scoate litera. Nu e adevărat. Toți cei care merg la stradă nu au voie în stradă. Se duc la aia să poate circulă. Și atunci și de la Salina au deschis porțile și se duc până în curtea Salina. Putea mașini de o parte și de alta, că nu intră nicio mașină de pompier, nu intră niciun autocar, nu intră nimic. Să mă rog, să te mai subine că atât de aglomerat, să problema și mai deveniți cu o soluție. Păi e sănătoră și el a scris cum la deal și de sănătoră. Da, domnul Mamalache, tu îngrijorează. Deci te oprezi la poarta Salinei și merg pe jos 100 de metri. Cum e la praf, dar nu-i bagă chiar în Salina cu mașina. Eu am văzut. Eu aș vrea să-l lucrăm. A fost o bine sentri și numai n-am băbătaie, pe că l-am rugat frumos. Mergi, domnule, 20 de metri mai mult. Dar sunt locuri de parcare acum, pe Salinei, venim în față la Frânceanu, pe față. Corect, numai dacă nu vrei, n-ai unde să parcă. Bine, s-a înțeles chestia asta, domnul Pavarache. Eu aș vrea să-l întreb pe domnul Bucur, pe ce vă bazați dumneavoastră când spuneți că drumul ăla de la Bandi e a Salinei? Că eu știu că ăla e drum public, de când m-am născut și urăsc bunicii mei, drum public a fost. A circulat pe el, dar nu că era. Era drum public din totdeauna. Eu nu pot să vă contrazic
chestie dumneavoastră. Eu știu că este în evidențele și pe listele de obiecte de inventar și pe... Haideți să trecem peste domnul primar. Mai e o chestiune care la fel de importantă. Și mijloace fixe, Haideți să găsim o soluție. Strada, cum se cheamă asta, care trece pe față la magazinul de carne, spre piață. Aici, în fața piațetei. Urmă, hai să o facem sensuric. Acolo să punem un semafor, desfințăm de Nicolo la Vasion trecerea de pieton și să-i facem și pe domnul pieton să respecte un pic traficul ăsta rutier, pentru că parcă îți fac în ciudă, domnule. Îi vezi pe 2-3 au trecut, stăm un pic și imediat îl vezi pe ăla. Ce să fac niște căruri dintr-o parte în alta orașă, pentru că pietonul are mai drept, nu are și obligați. Hai să obligăm și pe ei să respecte culoarea roșie a sfoară. Suntem la grup diverse treabă. Hai să facem ceva. Am adus un institut de la Iași să fac un studiu de trafic, așa se numește. Acest studiu de trafic s-a adevărat, e doar o problemă la care ne-am gândit niciodată. Noi, tocmai și străzile, când ne-am gândit să le asfaltăm, am spus să mai mutăm traficul. De acord. Dar ce se întâmplă? Dânsul a venit aici, s-a uitat și a zis, nu pot, trebuie să facem un recensământ câteva zile, în anumite zile pe care le aleg ei, și să vedem traficul. Pentru că nu știm la ora asta dacă este bun sensul generatorului, dacă este bun semaforul, unde punem semaforul, câte semafoare punem, dacă și la intersecția cu Eminescu. Și în aceste condiții... Dar nu acolo, domnule, eu zic că... Am înțeles. Mie mi s-a întâmplat aseară... n-am văzut de când sunt. Un cetățean trecea, s-a dus în patul ăla, era băut, și eu vrea să meargă să uita la mine și râdea. Deci, ca să vedeți că am văzut ce se întâmplă la mine. Și n-am pomenit. Da. Ca să stea liniștit, toate mașinile se aștept. Facem acest studiu de trafic care va spune clar, la intersecția, ce facem acolo, ce facem cu sensurii. Am vorbit și cu poliția, cu sensurii din pe Alexandru cel Bun. Altă problemă avem aici la Piticot, unde când vin mașinile cu sare, da? Vin și cei care aduc copiii dimineața, a făcut sesarea și domnul Ghiurea, am discutat împreună și domnul comandant, să reface problema cu Alexandru cel Bun, cu locotenenților și cu Maia Roșiță. Deci trebuie să refacem acest trafic și studiul ăsta va analiza. Ne-am invitat în bușirea ca să putem să poată să circule mașinile pe acolo. Deci, concesionăm partea, spune sensul HIV, aici, de distraduța asta, care spuneam, nu mai dăm voie la ceilalți care nici căptam cu șilă să iei. Nu puteam pune sensul HIV până nu termină căptam cu șilă. După ce termină reglementatorul. Și pus semafor de sfințat cu o trecere de pieton și lăsăm o singură trecere și... O să vă chemam și pe dumneavoastră în comisia care analizează și orice propunere conține toate. Maximul vreau să vă mulțumim. La proiectul privind rectificarea bugetului local, mai sunt ceva intervenții sau supune la vot? Deci, supunem la vot, da? Cine este pentru? Cel mai lung de proiect. Bun, se abține? Da. Deci, acest proiect s-a aprobat. Și am plecat de la Zampa. De la Zampa, nu știu. Unde am ajuns? Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local Târgoviște numărul 67 din 20.07.2017, înființarea societății comerciale Copil Conseca, întreprindere publică având forma juridică de societate comercială, cu răspundere limitată și aprobarea actului constituit, inițiator primarul orașului Târgoviște. Comisiile? Comisia Economică Disfavorabilă. Comisia Economică Disfavorabilă. Negativ. Da. Atunci trebuie să avem și discuții, dar bine că trebuie. Da. Observ că executivul a venit în fața noastră, a consilierilor, cu trei persoane nominate, da? Pe care le-am nominalizat. De ce nu a făcut în așa fel încât Consiliul Local să aleagă din mai multe persoane, având în vedere că al doilea pe listă, domnul Bogdan Păunu, are o relație de rudenie cu domnul primar și putem, cum îi spune, suspecta că există o facilitate de a intra în acest Consiliu, mai ales că e pe construcții. Și această firmă a domnului sus menționat a avut contracte frumoase cu primăria. Da. Știu că sunt tendențios, dar asta este adevărul. Cine
Răspundeți, domnul. Da, haideți, răspund. Vă permit, sigur. A mers la ședința trecută când ați aprobat acea comisie de examinare a viitorului Consiliu de Administrație, mi-a plăcut propunerea domnului consilier Antohi, care a spus așa, domnule, dacă faceți această societate, alegeți dumneavoastră și comisia de examinare. Și atunci noi i-am dat domnului economist Stoian această competență să facă aceste lucruri. Și nu știu pe ce criterii a ales dânsul aceste persoane, o să ne spună dânsul acum astăzi. Practic, ce trebuie să facă? Ca să înregistrăm aceste rele, e nevoie să nominalizeze 3 persoane. Nu se plătește nimic până la înființare, nu ia nimeni niciun ban și nici nu cred că au activitate. Cum? 6 luni maxim interimar. Deci în 6 luni de zile va trebui să organizăm examen, așa cum a spus doamna Lolea, care știe foarte bine, și comisia de evaluare va stabili cine rămâne acest curs de licitație. De fiind foarte important, nici nu m-am gândit că vor fi discuții în Consiliul Local. Domnul Stoian și-a ales persoane cu care să colaboreze până la punerea la punct acestei societăți și îl rugăm pe dânsul să spună că au fost criteriile pe care a ales aceste persoane. Eu chiar nu știu de ce le-a ales și ne spune domnul Stoian. Când am primit această provocare, am acceptat-o cu dragă inimă. Și am început să consult ordonanța de urgență numărul 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporatistă a întreprinderilor publice, care precizează la articolul 28 că cel puțin dintre 2 dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice. În acest sens, eu având studii economice, am apelat la domnul Paraschivei Robert George, care este juristul societății Salina, cu experiență de 6 ani în domeniul juridic și dânsul a răspuns prezent la propunerea mea. A doua propunere a venit către 2 persoane, având în vedere că în domeniul unic de activitate al societății Conseca, principal de activitate al societății Conseca este de construcții civile și industriale, am apelat la doi ingineri constructori, domnul inginer Botoșanu și domnul inginer Bogdan Păun. De la domnul Botoșanu n-am primit niciun răspuns până la această dată. Materialele trebuiau înaintate către dumneavoastră și atunci am primit răspuns afirmativ de la domnul Bogdan Păun, cu care mi-ar face plăcere să colaborez. Având în vedere că acesta este un interimat, v-aș propune să ne lăsați să începem cu dreptul, cum s-ar spune, și în cazul în care dumneavoastră sau oricum va urma o procedură selecția administrațiilor și unde se vor depune CV-urile, unde se vor depune toate declarațiile de intenții, atunci aveți decide pentru varianta finală. Este o variantă provizorie și n-am vrea să frânăm. Dacă ar fi apelat la Consiliul Local, probabil fiecare din noi cunoaște câte cineva abilitat și am fi putut să vină și să vă propună să intre în acest Consiliu de Administrație. Pentru că o să ajungem la aceste probleme pe care le vedem în Târgu Ocna, da? Oamenii care n-au confirmat și au avut probleme, o să avem exact trotuarele ori să se facă cum se fac acum. Acum că sunteți inginer, economist, pardon, și aveți cumva competențe. Vi se par normale lucrările făcute în Târgu Ocna în măsura în care se surpă asfaltul după o lucrare? Vi se par normale trotuarele făcute cu mistria și întrebarea dumneavoastră primă și subiectul la care suntem acum, punctul la care suntem acum, reprezintă Consiliul de Administrație. Nu pot să răspund la întrebările astea. Bine, eu vă dau 3 persoane. Botezatul Vasile, care este inginer constructor, Adrian Prăjinaru, care are și el cunoștințe, Măciu Cănicu. Adrian Prăjinaru nu este inginer constructor. Nu, nu inginer constructor. Botezatul Vasile. De asta v-am spus. Da. Noi am apelat eu și împreună cu domnul Aparastivei, în momentul în care am văzut că este de acord, amândoi ne-am gândit la cei doi ingineri constructori. Dacă veneați
cu o listă mai mare de 10, de unde pe care... Asta va fi în momentul în care se va face procedura să de... local să aleagă, v-aș fi înțeles mai întâi. Domnul Lăcică, dacă îmi permiteți. În momentul în care se declanșează procedura de selecție a administratorului și se declanșează concursul, așa, atunci este liber să vină oricine, să-și depună candidatura. Și atunci dumneavoastră, Consiliul Local, veți alege din candidatura de, care va fi supusă dumneavoastră, veți alege un număr de 3 administratori. Domnilor, puteți să ne înțelegem. Am, așa, după ce aveți amândoi discuții, am înțeles care sunt, așa... Vă mulțumesc! Puteți să stați în jos. Domnul, mai așteptați un pic cuvântul. Domnul Rusul, constat cu stupoare că demagogia nu are margine. Constat cu stupoare că demagogia nu are margine. În ședința anterioară din luna iulie, când am dezbătut chestiunea cu desemnarea unui consilier local, cadrul unei comisii de evaluare și de stabilire a membrilor consiliilor de administrație a acestei societăți nou înființate, Conseca, domnul Cristian Tohi aici, de față, i s-a făcut propunerea să fie în comisie. A refuzat. La insistențele dumneavoastră, eu am propus ca să fie domnul Băciucă, a refuzat. La insistențele dumneavoastră, am zis, domnule, tot trebuie să ia cineva afară în cap. Și mi-am asumat chestiunea asta. Acum vreți să le puneți pe poziția. Deci din capul locului, eu să înțeleg că data viitoare, când vom stabili membrii Consiliului de Administrație, eu și ceilalți membri din Consiliul ăla de Administrație vom fi supuși dumneavoastră unei judecăți. Mai rău ca la Inchiziție, care o să stabiliți, că nu știu pe care îl vom stabili, ăla va fi rudă cu mine, nu știu, cu soacră mea, cu bunica, cu nu știu ce ar mai fi. Asumați-vă, domnul Măciucă, nu, pentru numele dumneavoastră. Dar nu o listă mai mare, domnul Măciucă, avem de unde alege domnul local, dar ne puneți o listă din care nu avem domnul, de să alegem, domnul. Am o rugăminte la dumneavoastră. Când aveți o opinie serioasă, asumați-vă. Asumați-vă că aici v-au ales cetățeni care așteaptă să vă asumați niște lucruri. Iar când nu înțelegeți niște lucruri, întrebați. Acest Consiliu de Administrație care l-a propus domnul Stoian este unul interimar. Citiți procesele verbale, să vedeți că eu întreb în fiecare ședință și nu mi se dă niciun răspuns. Nu, un pic așteptați să înțelegeți. Acest Consiliu de Administrație propus de către domnul Stoian este unul interimar. Până va fi selecționat cel de către comisia care a fost desemnată. Acele propuneri pe care dumneavoastră le faceți, și toate propunerile din oraș, toți candidații care vor dori, eu îi sfătuiesc și îi rog să-și depună candidaturile, să vină la evaluare și să aibă încredere că în comisia respectivă, eu cel puțin voi fi garant că nu se vor face nici masă. Ceea ce insinuați dumneavoastră. Iar dacă dumneavoastră în continuare veți avea această atitudine ostilă și suspiciune, eu vă propun în felul următor, vă dau loc în comisie, veniți cu marghețe și asumați-vă, domnul meu. Și eu mie îmi convine să vin să vă arăt cu degetul și să spun, mă știu că... Arătați-mă, domnul Bucur. Știu eu că dumneavoastră... Eu respect legea, domnul Bucur. Da, sigur, domnul Bucur. M-ar bucura foarte mult să o și înțelegeți. Să înțelegeți că acest Consiliu de Administrație este unul interimar. Și să nu îl supuneți încă înainte de a începe activitatea, să îl supuneți unui acuzat și unui problemă. Chiar vă rog, aveți decență, domnule. Chiar sunteți în fața cetățenilor, să-i facem de râs. Da, vezi, domnul Bucur, eu mă fac de râs. Stați un pic, Bă, m-a atacat și un fel de atac la persoană. Vă rog. Un om să-și vadă de treaba lui și chiar dacă pune pe Facebook ce pune, să pună toate adevărurile. Nu selectăm, că selectăm pe ăsta, selectăm pe ăla, că dacă vreți să faceți o treabă bună, ori îi puneți pe toți și tot ce vă deranjează în orașul ăsta. Dar nu fiți direct, așa, direct la persoană. Iată, și în primul rând trebuie să dați dovadă că respectați legea, domnul. Eu cred că am respectat-o. Bine. Eu nu v-am atacat niciodată. M-ați atacat, m-ați amenințat cu moartea, domnul. Înseamnă că vorbim. Domnul președinte, domnul Ciucă,
Deci morți este... Nu se poate chiar așa. Vreau să aveți și cu fiul ăștia care fotografează cred că aveți ceva. Când nu dă filmări în care, că le taie din ele. Tot timpul aveți discuții cu ăștia cuiva. Nu se poate așa în lumea asta să trăim. Ați uitat să ziceți câți bani au un asistent privat care lucrează la o societate privată, că ia până în 9.900 și dumneavoastră care lucrează la asta luați 40. Cu ce sunt el mai competent față de bunul? Doar imediat, că au 2600 dacă vedeți. 2600. Și de ce o asistentă în oraș aici, 1700? Întrebați-o. Păi de ce? Că sunteți plătit de la asta, adică din bara noastră. Dar nu se poate așa ceva. Și nu aș obiți de trăierea așa. Ce obiți de trăierea pentru pătrat pe zi? Pentru ce ați spus pe partea... Domnul Măciucă. Noi în ședința trecută am aprobat definitivarea procedurii de selecție conform ordonanței de urgență 109 pe 2011. Și am înțeles de la doamna secretar al orașului Târgu Ocna că se va proceda exact conform legii. Da? Noi așa am stabilit și asta am aprobat. Cu siguranță că această procedură va fi respectată. Și dacă noi aprobăm în Consiliul de Administrație interimar, care la articolul 4 asta scrie, cu siguranță în cel mult 6 luni se vor găsi acei directori sau acel director și acei administratori care au competențele și care îndeplinesc toate criteriile din lege. Acolo, în această ordonanță 109-2011, trebuie să îndeplinim toate criteriile. Dacă cineva nu îndeplinește un criteriu, automat va fi ca nu cred că secretarul orașului va spune da fără să îndeplinească acel criteriu, pentru că răspunde conform legii. Atunci vom vedea dacă acele persoane corespund conform legii sau nu. Și atunci vom aproba. Dar interimare nu trebuie să îndeplinească aceleși condiții? Vă pun o întrebare. Ba da! Cine dorește să-și depună CV-urile, anunțul va fi pe site, va fi conform legii 30 de zile. Știi foarte bine legea, vă rog frumos să citiți această ordonanță ca să vă clarificați. Aceste persoane s-au înscris deocamdată. Haideți să vă spun articolul. Dacă erau vreo 10, probabil că îi propuneam pe toate și făceam o comisie din 7 membri și nu din 3, sau eu știu din 9, de ce nu? Sau 3 directori și 9 membri. Noi în ședința trecută am spus să reducem aceste cheltuieli salariale și să rămână la propunerea mea, a fost un singur director pentru ambele societăți și 2 membri în Consiliul de Administrație, adică 3 să plătim, nu mai mulți, că am putea plăti 5, 7 sau 9 și atunci aduceți și alte CV-uri și haideți să facem mai mari, să plătim mai mult. Acest Consiliu de Administrație, da, mai mult. Domnul Măciucă, eu sunt de acord să rămână un director și 2 membri cu Consiliul de Administrație și să fie interimat pentru 6 luni conform legii. Mulțumesc. Da. Domnul, în aceeași ordine de idei, pentru că am fost în ședințe de luna anterioară și de ordinea de zi la urmă de vie, chiar problema acestei ordonanței 109, trebuia în același juridic să prevedem și Consiliul de Administrație pentru punct. Pentru că trebuie să-i aducem la același juridicitor și pe celălalt. E adevărat că noua societate de SRL care se înființează nu poate să o prezinte la fondul la Registrul Comerțului fără Consiliul de Administrație nominalizat, dar tot așa de bine trebuie completat actul constitutiv la CUP cu Consiliul de Administrație. Am văzut că nu se trebuie. Păi asta am discutat în ședința trecută, mă scuzați. Asta am stabilit. Păi și dacă asta e urgent, acum trebuie să fie totodată. Te duci juristul la Bacău, duci cu două probleme dată. La ședința trecută am aprobat declanșarea procedurii pentru constituirea Consiliului de Administrație la SC, Compania de Utilități Publice.
Tot în acea ședință am completat acel act constitutiv care era prevăzută conducerea doar cu un director, cu consiliul de administrație format din 3 membri. Procedura a fost o hotărâre, una completare a actului constitutiv, una declanșare a procedurii pentru SECE, compania de utilități publice. Această procedură este în desfășurare. La ședința trecută am aprobat înființarea noii societăți, dar nu am prevăzut un consiliu de administrație provizoriu. În momentul în care ne-am dus cu documentația pentru înregistrarea în registrul comerțului acestei societăți, cei de acolo ne-au refuzat înregistrarea pentru că nu aveam nominalizat un consiliu de administrație provizoriu. Am venit cu modificarea actului constitutiv. În mod normal, nu aveam timp să declanșăm, nici nu putea societatea asta, dacă nu este înregistrată în registrul comerțului, nu putem să declanșăm procedura de selecție. După ce va fi înregistrată în registrul comerțului și va deveni persoană juridică, atunci voi veni cu un alt proiect de hotărâre, voi declanșa iar procedura aceeași. Pentru SRL? Pentru SRL. Dar pentru SECE, CUT? Am declanșat-o rândul trecut. Și este un proiect de hotărâre. Nu de membre care am desemnat. Da, corect. Așa. Da, da, și trebuie să se întrunească, procedura este în derulare, s-a început documenta documentelor și urmează să fie publicată pe site anunțul. Da. Mai dorește cineva să intervină sau trecem la vot? La vot, da? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține? M-ați chemat la cubietrii, din avare. La oație pe comunal de către reprezentanții instituției prefect de județul Bacău. Cine face informarea? Am trimis acest material pe mail. Dacă doriți să mai puteți sau doriți să prezintă? Da. În data de 24.07.2017, instituția prefectului a efectuat un control de fond pe instituția noastră. Tematica de control a fost următoarea. Verificarea legalității actelor administrative adoptate sau emise de autoritățile publice locale, în conformitate cu prevederile legii 340/2004 privind instituția prefectului și instituția prefectului, verificarea măsurilor cerute de primar în calitatea lor de reprezentant ai statului în unitatea administrativă teritorială, conform prevederilor legii 215/2001, verificarea activității secretarilor unităților administrative teritoriale în ceea ce privește atribuțiile acestora prevăzute de legea 215/2001, stadiul aplicării legilor fondului funciar 18/1991, 169/97, legii 1/2000, legii 247/2005 și a legii 165/2013 și rezolvarea de către autoritățile administrative publice locale prin aparatul de specialitate al primarului în limita competențelor celere accederilor și sesizărilor adresate acestora sau primite de la alte autorități. Constatările organelor de control sunt evidențiate nota de constatare înregistrată sub numărul 14.016 din 24.07.2016. În urma controlului au rezultat câteva deficiențe și totodată am primit și câteva măsuri și termene de îndeplinire a acestor măsuri. Și am să vi le citesc punctual, deficiența, măsura și termenul și responsabil, bineînțeles. Un prim punct a fost inventarierea anuală a funcțiilor din domeniul public și privat al statului. După cum știți, în luna aprilie anului 2017, domnul primar a prezentat acest raport conform articolului 121 din legea 215, însă Consiliul Local nu și-a însușit
acest inventar printr-un HCL. Drept urmare, măsura impusă de instituția prefectului a fost înfășirea inventarului anual al bunurilor din domeniul public și privat aluate de către Consiliul Local prin hotărâre. Deci nu este suficient un simplu raport, ci va trebui ca raportul să fie transcris într-un act administrativ. Persoane responsabile, Consiliul Local, primar și secretarul orașului, cu termen la 31.12.2017, având în vedere că luna decembrie se desfășoară de obicei inventarierea anuală a patrimoniului. A doua deficiență a fost cu referire la membrii Consiliului Local, care nu și-au stabilit program de audiență și, ca măsură, s-a impus stabilirea unui program de audiență și deschiderea unui registru. De aceea am să vă rog ca fiecare dintre dumneavoastră să propuneți un program de audiență să fim comunicați, iar pentru următoarea ședință am să transpun într-un proiect de hotărâre. Totodată, la mine o să găsiți și un registru de audiență în care, în zilele stabilite de dumneavoastră, veți consemna ceea ce ați constatat în cadrul audiențelor cu cetățenii. Aici cine a stat printre măsura asta? Fiind la prefectură sau? Prefectura, da. Înseamnă că lucrarea respectă, nu știi, criterii de certitudine. Nu era registru. Cei de la control au spus că Consiliul Local trebuie să pună audiență în mod permanent. Ok, dar termenul de înființare a registrului și de a face funcționa până la data de 1 septembrie 2017. Păi, asta mi-a spus comunicul mai curând, dar mi-a spus în prima ședință de consiliu. În prima ședință nu am putut, pentru că nu am avut o întâlnire cu dumneavoastră. Dar pentru următoarea, cele două întâlnire, să adoptăm în fiecare să propună un program de audiență și să deschid acel registru pe care îl găsiți și alți oameni. Și locația nu va fi pentru cei din mării? Da, puteți aici să au șanse care sunt dumneavoastră. În case considerative. A doua deficiență este cu privire la statutul orașului Târgovna. Orașul Târgovna are un statut, dar este aprobat, este foarte vechi și atunci reprezentanții instituției prefectului ne-au instituit un termen până la data de 31.10.2017 să actualizăm acest statut și să-l aprobăm prin hotărâre de Consiliul Local. A patra deficiență este referitoare la faptul că primarul nu a informat în scris Consiliul Local asupra modului de aducere la îndeplinirea hotărârilor adoptate. În acest sens, domnul primar va fi, în următoarea ședință, va prezenta acest raport, fie trimestrial, fie semestrial, fie anual, de aia scris termen permanent, pe aceeași considerent. Primarul alege cum informează Consiliul Local cu privire la aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de către Consiliul Local. Eu aș propun că la următoarea ședință, de exemplu, astăzi avem ședință, la următoarea să nu se spună dacă s-a dus la îndeplinire sau nu, sau eu știu măcar trimestrial sau așa să spunem, din 10 hotărâri care le-am aprobat noi, două s-au dus la îndeplinire, restul nu. Și din ce cauze? Că nu s-a putut sau eu știu cum la următoarea ședință. De potrivă, domnul primar v-a mai informat asupra acestui aspect, însă instituția prefectului recomandă că această informare să fie făcută în scris într-un raport care să fie anexat în dosar de ședință de la data respectivă. Care să prindu tot ce am discutat noi, toate hotărârile, deci dacă s-a votat în toate și totul pentru celălalt. Da, o altă deficiență este referitoare la aplicarea legilor fondului funciar. Aici am avut de actualizat o situație privind implementarea acestor legi, câte tipuri de proprietate au fost eliberate de la data apariției legii 18 și până în prezent, suprafețele, am întocmit această situație și mai trebuie să mai stabilim președintele Comisiei de Fond Funciar, care este domnul primar, să stabilească practica acestor ședințe, pentru că nu aveam scris. Noi desfășuram ședințele pe măsură ce primeam solicitări sau existau dosare de soluționare. Tot referitor la acest aspect, clarificarea celor 85 de cereri depuse de foști membri competențori, ce intră prin competența Comisiei Locale de Fond Funciar, și acest aspect a fost clarificat, pentru că aceste cereri au fost trimise la primăria Târgu Roșu.
Și a șaptea deficiență se referă la acel raport anual pe care funcționarul care are atribuții privind implementarea legii 544 pe 2001 privind liberul acces a cetățenilor la informații de interes public nu a fost publicat și în monitorul oficial al României. Partea a treia este publicat doar pe site-ul instituției și transmis spre știință la instituția prefectului. Într-adevăr, legislația prevede și această obligativitate de a fi publicată în monitorul oficial, în partea a treia, începând cu anul acesta, o să trimitem spre monitorul oficial și acest raport pentru a fi publicat conform prevederilor legale. O altă prevedere se referă la respectarea legii 52 pe 2003 privind transparența decizională. Aici, membrii organului de control au constatat că am acte normative cu caracter, actele administrative, mă scuzați, cu caracter normativ, care au fost făcute publice pe site-ul instituției, nu au fost transmise spre știință și unui ziar local. Și atunci, ca măsură, mi s-a stabilit că atunci când vom avea proiecte de hotărâre cu caracter normativ, de dezbatere publice, să fie afișate nu numai la sediul instituției și pe site, ci și în ziar local. De asemenea, s-a constatat că la nivelul instituției nu există un registru unic în care să fie înregistrate toate registrele cu care lucrăm în cadrul instituției pe diverse compartimente. Toate aceste registre sunt înregistrate, dar în registru de corespondență. Și mi s-a recomandat să deschidem un registru unic pentru fiecare dintre aceste registre. Eu am deschis acest registru, deci această măsură pot să vă consider că am făcut la registru. Da. Da. Mulțumim și noi, doamne secretar. Pe măsură ce am făcut la îndeplinirea acestei măsuri, am să vin cu informare și am să vă spun exact toate registrele sunt. Păi sunt la nivel de instituție vreo 20 de registre în total. Pe diverse, unele le gestionează secretarul UAT, registratura, registru agricol, serviciul de evidență a persoanelor, starea civilă. Da. Îți vedem un registru pentru toate registrele. Da. Și am întrebat și acest registru. Unde îl mai înregistrez? Nu mai înregistrez. Nu mai înregistrez. Bun. Acum, ceea ce vă privește am oarecare activități cu activitatea și de control și de controlat, este ca o mânghie, așa, când crește acest control și probabil că merge foarte bine administrația, încât nu s-au găsit deficiențe mai mari. Însă, însuși prin, cum să spun, prin termene stabilite, prin, așa, rezultă unele deficiențe, să zic, adunsuși a instituției respective. Și domnul consilier nu s-a spus. Păi cum permanent? Deci, termen. Până la data deputat, trimestrial, sau cum o fi el, dar permanent. Gândiți-vă dumneavoastră, în măsura numărul 4, primarul va prezenta un raport, nu știu ce, permanent. El săracu trebuie în fiecare clipă să prezinte acest raport. Este bine să-l prezinte, că nu prea a făcut acest lucru, decât sporadic, așa? Dar cum să-l prezinte? Hai, domne, să fie un mod de lucru al Consiliului Local, trimestrial. Cred că ar fi cel mai potrivit. La începutul trimestrului, domnul primar vine și prezintă modul de îndeplinire a sarcinilor stabilite prin hotărârea Consiliului Local în perioada anterioară. Și atunci lucrurile se clarifică din acest punct de vedere. Bine, ar mai fi și multe alte chestii despre care am mai putea discuta. E vorba de această activitate la legea 544 din 2000. Eu apreciez că nu se acordă importanța necesară acestei activități. Și la fel nu se acordă destulă importanță soluționării
cererilor și petițiilor cetățenilor în timpul care prevede legea. E un aspect de care va trebui să ținem seama atât conducerea localității, cât și compartimentele din aparatul de specializare. Alminte, repet, e un material, un control curat și e bine să nu ne întâlnim nici cu astfel de situații semnalate. Trecem la punctul numărul 8, informare la raportul cu primarul orașului Târgoviște cu privire la vizita efectuării în localități unicate și în Vitea Moldova. Domnul primar, ce ați vrut? Domnul Șesele, de experiența dumneavoastră ca secretar și ca persoană care ați controlat secretare, nu a fost foarte bun în controlul, orice control a fost obiectiv. Noi respectăm tot ce a spus prefectura, nu s-au găsit lucruri mai grave și acestea sunt niște aspecte pe care noi deja parțial le vom remedia. Propunerea dumneavoastră trimestrial, cred că este normal să vă prezenta raportul într-o hotărâre cu hotărârile care au fost aprobate și modul celorlalți la îndeplinire, având în vedere că este una din sarcinile primarului acestui. Mulțumesc pentru observații și pentru faptul că ați înțeles. Nu este foarte ușor să administrăm toate petițiile și cererile, mai ales că în ultima vreme avem persoane care solicită documente așa, de un metru cub, adică bugetul de ultimii 10 ani, ca să dau un exemplu. Deci este destul de complicat să gestionăm aceste 44, doar încercăm să răspundem cât de cât acestor solicitări al cetățenilor. Eu doresc să vă prezint pe scurt un raport, pentru că asta știți că am aprobat în ședința Consiliului Local din 29-2016, înțelegerea de cooperare între orașul Târgoviște și orașul Avangard din Ucraina. Noi suntem înfățiți în modelul Consiliului Local cu orașul Avangard, care se află la 10 km de Odessa, cu Cetatea Albă și cu Zatoca, o stațiune pe malul Mării Negre. Colaborarea decurge în condiții bune de câțiva ani, au avut schimburi culturale. Veți vedea acum câștile zile orașului, vorbim de ansamblul artistic de aici. Am făcut această deplasare la Avangard, unde am semnat cu un cadru festiv această înțelegere. Ne-am făcut inițial un protocol de parteneriat, care a fost la Ministerul Dezvoltării, la Ministerul de Externe. Ne-am însușit toate observațiile și cu toate observațiile protocolul a fost în faza definitivă semnat acolo. Am fost însoțit de domnul Otto Dărașcu, pentru că nu cunoaște și limba foarte bine, și am avut întâlniri cu reprezentanții a două raioane, raionul Cetatea Albă și un raion de lângă Odessa, care și-au manifestat interesul de a se înfrăți cu județul nostru. Am discutat și cu domnul președinte, de zile orașului ei vor veni aici și domnul președinte Alcu Siolețean va fi prezent și vor avea prima întâlnire de înfrățire. Care este scopul? Pe lângă activitățile culturale, activitățile religioase, am fost într-o delegație la Ucraina și cu toți preoții din oraș, ei sunt foarte interesați de noi. Și noi suntem interesați pentru turism. Și vedeți că numărul celor din Moldova, cu care, de asemenea, știți că avem trei localități înfrățite, Chedineț, Cricova, în Transcarpatia, și în dreptul localității Sighetul Marmației s-a surpat și ei vor să vină la tratament de la noi. Este o relație destul de bună, sigur că faptul că dumneavoastră s-a aprobat această colaborare, se văd și rezultate. Avem și o delegație de preoți, adică și pe partea bisericii, au început relațiile directe și cu Moldova avem relații destul de bune. Este la al treilea schimb de experiență între copiii din Târgoviște care merg la Cricova. A fost un grup și la Edineț, vin și de la Cricova la noi. Copiii au stat în familii, cum și cei din Moldova au stat în familiile noastre. Și este important și proiectul a fost de succes pentru faptul că au fost și la ore. Cei din Moldova au fost la ore aici și cei din
ai noștri când s-au dus acolo, au fost probleme etice și, dacă doriți, și plan personal, sunt familii dintre domnul consilier care au primit persoane din Republica Moldova și sigur cel care dorește să facă și o relație personală, noi suntem deschiși. Mulțumesc foarte mult! O singură întrebare, domnul primar, cât a costat deplasarea? Nu, la buget. Nu poate spune de contările care se fac. Dar pot spune kilometri care sunt. Foarte puțin. Da. Era mai întrebat, dar nu pot să răspund. Când mai puțin. Deci v-ați lămurit. Data viitoare mergeți dumneavoastră delegația oficială care v-a trimis. Și poate aflați atunci. Dar noi am făcut Consiliul Local o excursie la Eminens și o să facem și lucrurile la excursie la invitația pe care v-am zis. Vă invităm acum, de zile orașului, să fiți prezenți la întâlnirea pe care o avem cu dânsii, pentru că așa este normal. Și mai multe bune spuneți un pic cum e procedura în zilele astea. Păi vă spunem după ce se termină. Da, da, da. Asta o vreau eu acum. Avem programul, spune imediat. Da, tu trebuie chiar este... Punctul 9, deci raportul viceprimarului orașului Tebogna cu privire la vizita efectuată în orașul Ceadăr, lunga din Republica Moldova. Vă rog, domnul viceprimar. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor consilieri și domnilor consilieri. Data de 9 iunie am făcut o deplasare prin o puternicirea pe care m-a făcut Tebogna. Am făcut o deplasare, cum am spus, în orașul Ceadăr, lunga din Republica Moldova. Alături de mine a mai fost și domnul consilier Grea Nicolaia, cât și domnul primar din stațiunea Slăgii Moldova și eu, domnul consilier. Ca să ne rezumăm la echipa noastră, a fost o vizită fulger de o zi, prin care ne-am prezentat la primăria din Ceadăr Lunga. Primăria Ceadăr Lunga devenise municipiu, sărbătoreau cu această ocazie. Municipiul Ceadăr Lunga este în Republica Moldova, în Uniunea Teritorială Autonomă Găgăuzia. Are undeva la 17.000 de locuitori, sunt vreo 2.000 de agenți economici. Cea mai tare întreprindere este Berecher Chiesa, care se ocupă cu prelucrarea cerealelor. În continuare ar fi Alifarium SRL, producerea berii, Asen Textil cu prelucrarea confecției. Am vizitat cu această ocazie, puținele ore cât am stat în Ceadăr Lunga, bisericile din localitate, Palatul Administrativ, un târg meșteșugăresc, expoziție de pictură, activități sportive, activități culturale. Au fost premiate personalități ale orașului, Ceadăr Lunga, medici, chirurgi, de exemplu. Am vizitat, de asemenea, o termă de cai, se numește Perma. Ai văzut chestia inedită. Ei sunt renumiți prin această fermă de cai de rasă. Câștigă aproape toate competițiile unde participă. Deci, vizita a fost foarte scurtă. Am semnat o scrisoare de intenție. Am să vă dau citire. E foarte scurtă. O scrisoare de intenție cu privire la cooperare și parteneriat între orașul Tăbor, Mărgețul Bacău și orașul Ceadăr Lunga, Unitate Teritorială Autonomă Găgăuză, Republica Moldova. Orașul Tăbor, Mărgețul Bacău, România, reprezentată de către domnul primar și locitar, am fost eu împuternicit din partea măsului, și orașul Ceadăr Lunga, Unitate Teritorială Autonomă Găgăuză, Republica Moldova, reprezentată de către domnul Anatol Popal, fiind convinși că relațiile internaționale oferă oportunități excelente pentru promovarea cooperării și schimbului de bune practici între aceste administrații publice locale, doresc să stabilească un acord de parteneriat supus ratificării de către organismele corespunzătoare locale și naționale. Scopul nostru comun constă în relații de prietenie, de dezvoltare și cooperare între orașul Târgovna, județul Bacău, România și orașul Ceadăr Lunga din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuză, Republica Moldova. Această scrisoare de intenție a fost semnată în limba română, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
A fost o vizită foarte scurtă, dus întors undeva până la 24 de ore. De ce putez? Pentru că noi nu ne ducem să cheltuim banii. Ne ducem, am o delegație foarte mică, eu și un consilier local. Și dorim să creăm parteneriate localități din în toată lumea. Îi așteptăm să vină la noi, să punctăm din punct de vedere turistic. Și și-au arătat intenția de a ne vizita orașul cu ocazia sărbătorii care va avea de Sfânta Maria și zilele orașului. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, privire la această listă pe care am făcut-o, vă mulțumesc. Mulțumim pentru informare, domnul viceprimar. Văd că aici în sală sunt doi cetățeni, doi domni cetățeni. Dacă vreți să vă prezentați sau vreți să întrebați ceva, aveți o legătură cu ședința de Consiliu, vreți să... În vizită. A, ne bucurăm că ne-ați primit și... Da, deci nu aveți etici. Da, nu. Da, vreau să vă prezentați. Nu e obligatoriu. Da, eu sunt Lucian, sunt de la Bacău. Părinte meu ca ură, de la Bacău. A, deci nu părea. Nu, sunt mai vin de obicei cetățeni care au unele probleme, vor să intervină și trebuia să, când mă spuneați că nu am vrut să vă... Sunteți foarte amabili, vă mulțumim. Da. Da. Ținând cont că principalele probleme se discută în diverse interpelări, ați văzut că am avut ocazie și acum, de la rectificarea bugetului local, noi deja luasem curțambar și cu alte probleme, eu aș vrea ca să punem ordinea de zi în viitoarele ședințe, domnul Roșel să ne scuze, dar de când a fost în Consiliu, au fost puncturi diverse sau cum vreți să spuneți, numai să-l punem pentru că de acolo se află toate problemele cetățenilor, de acolo le putem rezolva, acolo cele mai multe discuții, poate chiar cele mai importante. Cele care sunt pe ordinea de zi, pe astea le știu, le citesc. Dar intervin alte probleme care niciodată nu le gândeam sau nu știam despre ce e vorba. Sper să fiți de acord cu mine. Și declar ședința închisă.